Dar ce mergem la subsol? Nu, ajungem înapoi la parteră. Ia să vedem cineva aici. Cioc, cioc! Vă salut pe toți. Lasă-mă să salut pe colegii tăi. Da, salute. Salute. Ăsta e primul meu cântec. E primul meu cântec care se cânta pe vremea aceea în cluburi, în discoteci și... Crezi că s-a schimbat ceva? Oh, Doamne. Nu! De ce? Se cântă în continuare, ai să râzi. Nu știu dacă se cântă, dar e un stil interesant, că nu prea se cânta latino în perioada aceea și era, venise Boschito, era perioada Boschito, Latin Express cu Pepe și eu. Pepe cânta stilul flamenco, mai așa, Boschito foarte, foarte modern, dar un latino destul mai modern și eu cu cele două dansatoare. Dar să știi că e o perioadă foarte frumoasă aceea, pentru că perioada dance, știi, trupele, Gaz pe foc, Gaz pe LA, bine, Animal X. Toți eram la aceeași casă de producție. Și făceam succes, adică... Eu cred că, dacă îmi spui acum, eu am uitat de cele două dansatoare, dar dacă îmi spui acum de cele două dansatoare, vreau să spun că acum, practic, nu există, dacă vreodată vreo artistă merge, o artistă merge cu doi bărbați sau trei sau patru dansatori, iar un bărbat vine cu două dansatoare. Deci, practic, ai fost și atunci un trendsetter, cum ar veni. Da, stilul s-a păstrat când vine vorba despre asta, numai că nu eram făcut pentru chestia asta.
Asta rămâne de văzut, istoria și timpul ne va spune acest lucru. Da. Deocamdată, bine ai venit, dragul meu, Paul! Bine ai venit la Lucruri Simple! Ei! Atât? 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 Atât. Dragul meu, Fuego, bine ai venit la Lucruri Simple! Da, băi, Paul! Ca să ne înțelegem de la bun început. Da. Vrei să spun Paul sau Fuego? Cum te simți tu bine? Spune-mi Paul, Paul. Da. Să știi că și mie îmi place Paul. Da, Paul. Dragul nostru Paul, fiți atenți acum, vă voi spune un lucru foarte important și înainte să spun o scurtă introducere, spunem, e vorba de 31 sau 38 de albume? 31, cred, da. Bine, am mai nu, realizat niște lucruri, dar... Ceea ce vreau să spun este că eu în permanență am luat niște informații de-a lungul istoriei acestui podcast care de multe ori nu s-au pupat cu realitatea, adică internetul este plin de virus și informativ. Dar de aceea, spun acum, așa. 31 de albume, 8 discuri de aur, 2 de platină pentru vânzări, 150 de piese compuse, repertoriul său alcătuit din peste 650 de piese. Dragii mei, născut, nu pe 4 iulie, născut pe 23 august, este Paul! Mulțumesc frumos! Dacă văd pe cineva cu una... tipul ăla cu barbă? Aplaudăm și... Deci vreau e managerul tău. Deci tocmai acum se gândește, haide să începem turneul cu Fuego. Da, în cazul dragule. În care vrei un șervețel este îți aici. Mulțumesc, te rog. În cazul în care vrei apă e aici. Da, și... Ideea e că m-am născut, zic eu, la zi mare, o perioadă nu foarte frumoasă a copilăriei mele, 23 august, zi de naștere, perioada în care, știți cu toții, în comunism, era ziua națională a României. O perioadă călduroasă în care cu toții ieșeam cu stegulețele la defilare și pe la așteptând conducătorul iubit. Ai fost vreodată la vreo Daciadă sau la vreo cântare României? Da, cum? M-am lansat la cântarea României. Am fost și la faza pe localitate, la Turda. Cei care câștigau premiul întâi la faza pe localitate mergeau la faza pe țară. Nu ajunge oricum la faza pe țară. Cum nu ne-am întâlnit? Pentru că era o comisie îngrojitoare. Pentru că tu erai la Brașov, dragule, și eu eram la Cluj. Și pentru că Brașovul era un oraș uitat de lume și Clujul era... Înțeleg. Mă rog. Am înțeles. Ideea e că nu ajungea oricine la cântarea României și acum păstrez diplomele alea, distincțiile alea pe perete și mă uit cu nostalgie pentru că, crede-mă, nu ajungea oricine într-un concurs în perioada aceea. Astăzi toată lumea poate să cânte, toată lumea apare când vorbim de muzică populară. Își pun mâna în șol și încep și cântă. Și facă sângă dreapta. Ideea este că atunci exista o comisie de specialitate, nu era oricine autorizat să spună dacă ăla e bun sau ăla nu e bun, da? Astăzi, dacă mai avem și niște bănuți, putem să ajungem mari artiști. Zici bine ce zici, o să discutăm asta, dar vreau să te întreb o chestie, pentru că eu în toată documentarea despre tine... Deci nu spun cât am căutat. Am căutat un singur lucru. Da. Cu toții, uite aici colegii mei, cu toții am început cu cover-uri. Uh-huh. Cristi a început cu I Just Called to Say I Love You. Horatiu a început cu... cu cover-ul De ce m-ați dus de lângă voi. Bineînțeles, mi-aduc aminte de Sergiu, care a început cu I Want to Break Free, pentru că asta e piesa lui de... Da. Ne mai vorbim de tânărul din Târgoviște care a început cu... Deci astea au fost cover-urile lor. Uh-huh. Al meu, de exemplu, a fost... și acum mi-aduc aminte când am intrat în București. Am găsit un negativ, rara avis pe vremea respectivă, All Night Long. Oh, deci asta a fost. Am fost absolut impresionat și am început să cânt. Da. Ce cântai tu... la Cântarea României? Pentru că toată lumea acum te cunoaște cu piesele tale din ultimii 20 de ani. La Cântarea României eu nu aveam repertoriu. În primul rând, și atunci ce cântai? În primul, nu aveam repertoriul meu. Se cântau cântecele patriotice, cântecele despre țară. Atât? Cântecele despre pionierii, cântecele despre pionierii României și trebuia să vii cu un repertoriu adecvat în sensul acesta. Și atunci, scotocind printre amintirile copilăriei, eu la Cântarea României am luat premiul întâi cu o piesă pe care o cântase Mihai Larunceanu, compusă de Dinu Giurgiu, și am zis să o spun. Să fim copii pentru încă o zi,
pe cai de lemn, iar să ne rotim, să fim copii pentru încă o zi în lumea lor. Fericiți vom fi. Mihaela era unică. Da. Mihaela cânta orice. Mihaela cânta modern, romantic, muzică lentă, cover-uri, Scorpions, Europe, știi doar. Era specială. Ea era un etalon în perioada aceea pentru tânăra generație. Dar și acum aș putea noi. Să spun da. Că... Fraților, să țineți minte, dacă Mihaela Runceanu trăia, astăzi se dădea după toate trendurile posibile și era una dintre cele mai mari. A știut tot timpul să se reinventeze. Dom'le, a fost o artistă colosală. Iar vocea ei cristalină, bine, avea și studiile la bază. Ea a fost profesor de canto. Corect. Da. Dar ea a fost profesoara lui Daminescu, după câte știu. O, doamne, mare profesoară. Cei mai mari colegi ai noștri artiști care cântă au fost pe mâna Mihaelei Runceanu când erau în tinerețe și ei au studiile de canto de la ea. Dar ce vreau să spun? Că nu puteai să cânți orice la Cântarea României. Trebuie să cânți cântece mai... finuțe, despre casă, familie, copilărie și dacă se poate, pionierii României, șoinii patriei, zbor, șoinii patriei. Greu, mă. Da, da, vezi tu, asta mi s-a părut senzațional și suferind după urma asta. Da. În perioada aia, trebuia să bagi anumite cuvinte, Partidul da, Poporul da, România, da, da, bun. Da, obligatoriu era. Și după aceea compozitorul zicea, băi, hai să pun barem o linie senzațională. Adică, de fiecare dată, iartă-mă că mi-ai deschis apetitul. Dar nicio problemă. Era așa. Un om de omenie, întâiul fiu al sării. Bă, este o muzică... Adică, asta este de Verdi, dacă îmi dai da, așa e, dar nu mai țin minte care e piesa lansată în perioada aceea cu corurile, compusă de George Grigoriu, profesorul meu de canto. Da. Dacă nu știu, Partidul Ceaușescu România. Partidul Ceaușescu. Da. Cred că da. Nu știu, sper bestial. Să nu greșesc, dar vreau să vă spun că astea erau, trebuie să credeți, musical. Da, da. Despre ce vorbim? Fia, uite. Dacă pui alte texte, asta vreau să zic. Alte versuri, dar ce să zic alt text? Dacă pui alt text, nu, chestia zi, asta zi, sună formidabil. Ești viața mea, iubire, tu știi bine. Nu știu. Că o să te așa, las. Mă rog, că o să te las. Deci, senzațional, mă, exact da, asta era. Erau niște cântece formidabile și atenție, nu putea să le cânte oricine, trebuia să ai voce pentru asta. Trebuia să fii pregătit vocal pentru astfel de cântece. Iar cântecele făcute pentru coruri, asta era, mă rog, nu putea să facă oricine chestia asta. Mă rog, e o perioadă nostalgică, dar e o perioadă pe care, cum să spun, eu când mă gândesc în urmă, mă gândesc cu mare bucurie, pentru că atunci... învățam altfel, canto făceam altfel, școala populară de artă era altfel la Cluj, la Turda erau niște profesori exemplari, adică am avut ce să învăț în perioada respectivă și nu-mi pare rău absolut deloc pentru chestia asta. Într-adevăr, erau niște lucruri da. Care erau neîntinate de anumite tutoriale de pe YouTube, știi? Da. Cum trebuie să faci, cum să... Acum toată lumea trebuie să știe cum să cânte, acum toată lumea trebuie să știe cum e să fie pedagog de la tenis până la canto. Da. Vreau neapărat să-ți arăt o poză. Da. Cât e veche? Vreau să spui cine este în poza asta. Zi-mi. Deci este una dintre cele mai frumoase, așa. Sensibile poze. Deci noi avem multe poze împreună, dar asta... Da, nu e cu mine, stai așa. Da, să văd. Să cine este aici? Doamne, eu cu mama. Eu cu mama aveam 2 ani. 2 ani aveai. 2 ani, bretonel, că așa se purta. Deci eu cred că aici, ăsta a fost... Știi că... Bine, eu știi ce văd în poza asta? Trebuie să spun un lucru, că eu am avut o mamă și am o mamă formidabilă, a fost foarte frumoasă. N-a participat la niciun concurs de frumusețe, cred că l-ar fi câștigat. Dar mama era... extraordinar. Și acum e frumoasă la vârsta pe care o are, 70 de ani. Mulțumesc, arată foarte bine. Adică e frumoasă, domnule. Are o genă frumoasă. Dragoste supremă aici. Așa e. Am învățat totul de la ea pentru că ea cânta în familie. Ea cânta în familie. Ea cânta și nu a putut să facă profesia asta pentru că era perioada în care, cum se spun, trebuia să meargă la studii de la Turda, la Cluj. Știți cum era Clujul la noi? Pe Turda era periferia și la Cluj era Occidentul. Adică când ajungeai la Cluj, erai într-o altă lume, într-o altă țară, într-o altă... Păi nu, bă, nu e așa? Mă, 30 de minute când mergeam cu mașina de la Turda spre Cluj, nu dormeam înainte cu noapte. Domnule, nu se poate. Știi, așa era Clujul pe vremea aceea. Bine, că așa cum Clujul arată, într-un fel. Dar
mama tot timpul a știut ca să-mi educe, să zic, dragostea asta spre cântec, spre artă, spre muzică, spre frumos, spre ea asculta O floare pentru mai târziu. Sunt câteva emisiuni la Radio România dimineața de la 8 la 9, Curierul Melodiilor. Curierul Melodiilor, da, da. Aia, păi eram totul cu caiet, cu foaie, notat, texte, tot, tot. Domnule, era o pasiune extraordinară pentru muzică. Da, vreau să te întreb un lucru. Eu am avut și am avut șansa unei mame senzaționale. Da. Țin minte că ea m-a învățat alfabetul. Ea avea o voce formidabilă, dar după ce m-am născut eu, da, a zis: băi, las puțin partea asta artistică, mă concentrez pe copil, pe copii. Da, da. Crezi că la fel s-a întâmplat și la tine? Nu. Deși avea voce. Eu am avut doi părinți care au muncit foarte mult în trei schimburi, în trei ture, cum se zice la noi în Ardeal. Mama a lucrat la fabrica de sticlă, într-un mediu toxic de altfel, și tata la combinatul metalurgic, la sârmă, la oțelărie. Tata, de fapt, lucra într-un mediu toxic, insuportabil. Și am avut doi părinți care toată viața au muncit pentru mine. Noi nu am avut posibilități și am trăit foarte decent. Și atunci când copilul trebuie să meargă la București să ia lecție de cantul cu George Grigoriu, a fost un efort colosal să-l trimiți săptămânal, de vineri până duminică. Eu în fiecare weekend mergeam la București cu acceleratul, ca să ajung lunea la școală. În fiecare weekend mergeai la București? Trei ani jumate, că atât a mai trăit maestrul Grigoriu, după ce m-a lansat la Mamaia 93, dar eu făceam naveta în weekend. N-aveam când, pentru că trebuia să fiu și la studii. Țineai și la școală. Da, dar să știi că eu am avut niște profesori extraordinari, remarcabili, care au acceptat ideea aceasta de a face cursurile de cantă cu George Grigoriu. Aveam foarte multe absențe pentru că lipseam vinerea. Dar eu am muncit pe brânci cu sânge ca să fac profesia asta. E ușor astăzi să apari, să cânți peste noapte, să fii artist. Dar noi știm cum am muncit. Nouă nu ne-a fost ușor. Am muncit și poate că am mâncat pită cu un soare, da? Știi? Da. Pe vremea aceea și trăiam liniștiți și fericiți, dar atingeai acel vis suprem, acela de a fi artist. Unde e casa ta părintească? La Turda. O mai ai? Da, sigur, în apartamentul meu de la Turda, acolo stă mama acum. Și bunica stă tot în Turda, dar un pic așa spre colonia de ciment. De ce spun colonia de ciment? Că acolo stăteau navetiștii la fabrica de ciment, pe vremuri. Și ei lucrau la fabrica de ciment și au primit o căsuță cu două camere ca să nu se mai deplaseze, pentru că ei nu locuiau în Turda. Și atunci stăteau acolo, lângă fabrica de ciment. Între timp nu mai există fabrica de ciment, nu mai există chimicele, ceramica. Păi erau peste 20 de fabrici la Turda, munceau peste 50.000 de oameni la Turda. Și bunica cu bunicul stăteau lângă fabrica de ciment. Nu mai mergeau dimineața la muncă, într-un mediu toxic de altfel, da, da, pentru că cimentul se depune pe plămâni clar. Extraordinar. Și culmea, bunicul, pe care nu l-am prins, a murit când eu eram mai mic, era cantor la biserică și lucra la fabrica de ciment, era pe locomotivă, conducea locomotiva cu cărbuni. Și seara, de la 7 la 8, era cantor la biserica din Turda. Da, cânta acolo. Și asta i-a afectat foarte mult și corzile vocale și gâtul, și el a murit tocmai din cauza că muncea pe această locomotivă cu cărbuni și inhala tot fumul acela. Dar ce vreau să spun este că, uite, din genă, bunicul cânta la biserică. Da. Străbunicul meu a luptat la Mărășești Oituz, pe el nu l-am prins. Bunicul, da, ai poze cu el. Am poze, bunicul din partea tatălui. Și mama a moștenit talentul de la moșul, de la bunicul. Și fratele mamei cânta, avea o formație, mă rog, cântau prin Turda, el la chitară, ea vocal, adică, băi, era o bucurie, mă, perioada aia, și tu știi. Copilăria noastră a fost o copilărie frumoasă. Tu nu vezi că astăzi tinerii nu se mai știu distra? Nu mai știu să simtă cu adevărat. Astăzi, păi, intri pe internet, gata, ce fericiți am fost. Jocurile noastre, niciodată copilăria nu va mai fi ca atunci. Există o traumă pe care o am din copilărie, da. Și se cumpără banane, da, la mine, da, se pun pe masă, știi, ca să vină cineva și să ia o banană, o mărșă. Și măi, la banane, îi zic, cum naiba stau zile întregi câteodată bananele pe masă? Și nu le și eu atunci, cu de ani în urmă, era una singură, o singură banană la care mă uitam și zic, nu, o pup,
să mănânc sau să nu mănânc. Și o pun așa frumos. Portocalele, la fel. Domnule, trebuia să ai relații la alimentară. Dar să știți că cu toții aveam relații la alimentară. Eu n-aveam. Cu toții aveam relații la alimentară. Era rația pe pâine. Se dădea jumătate de pâine de persoană, zilnic. Noi aveam o doamnă care mă iubea pe mine pentru că eu cântam în spatele blocului și era vecina noastră. Și nu-mi tăia pâinea jumate, fiind trei, o pâine jumate. Mi-o dădea și pe cealaltă, așa, pe sub masă. Deci eu luam două pâini în fiecare zi. O, Dumnezeule! Bine, pâinile erau mititele, știți cum. Na, mă rog, astea vremuri pe care nu ai cum să le uiți. În clasa 12-a, când am terminat-o, mie mi s-a dat Bradu? L-am împodobit, dar am lăsat la final să punem toaia asta roșie și eu am asta... No, bine, atunci, foarte bine. Deci nu, n-am... Da. Nu. Da, să știi că de când am venit, tu ai pus strategic acel brad acolo, pentru că la el mă uit și în permanență îmi vin idei. Dragă, fii atent de aici. Dar ce ai pus bradul acolo, tocmai în fața mea? Dacă vrei, îl mut. Da. Chiar sunt surprins. Cred că Andreea, fiimea mare. Maria, tu ai pus... Maria l-a pus, eu nu l-am pus. Adică inevitabil, te privesc pe tine, dar văd bradul în spatele tău. Dacă vrei, le iau de acolo. Da, așa, Horea. Când a terminat eu clasa 12, mi se zice felicitări, domnul Brenci, aveți o diplomă de electrotehnist. Așa? Ăsta eram eu. Știi când a terminat eu? Mori dacă sunt ce eu. Știu ce e. Nu, ce-s? Ba, eu știu ce ești. Lăcătuș mecanic. Deci lăcătuș mecanic. Băi, fraților, deci nu pot să uit chestia asta. Lăcătuș mecanic. Aveam cred că 20 de ore de atelier. Așa. 20 de ore de atelier. La pilă, la ălea. Să măsor cu șublerul. Șublerul. Și aveam o mașinărie de asta pe ăsta și cu șublerul și trebuia să fac în primul an chei. Cum chei? Chei. Trebuia chei... să fac chei de ială. Chei. Cu pila. Cu pila. Menghină. Trebuia să fac chei cu menghina și cu toți cu șublerul. Și ne-am dat pe ăsta deget. Și am stat 2 săptămâni acasă cu degetul terminat, ce-o zis profesorul de atelier. Doamna Sorogiu, duceți-l la George Grigoriu ăsta, pentru că nu-i bun de lăcătușerie mecanică. Dar ce să faci când turna nu aveai un profil? N-aveai ce să faci, trebuia să alegi lăcătușerie mecanică, nu știu ce. Era liceul de profil LMV, liceul Mihai Viteaz, unde a terminat Horea Moculescu. Aleluia. Dar nu prea puteai să ajungi acolo. Eu am terminat liceul Dr. Ion Rațiu. Aleluia! Da. Tu cum ai ajuns tu? Ai stat tu în casă și ai zis, mamă, vreau la, la Grigoriu în București? Așa ai zis tu sau cineva ți-a dat ideea asta? Nu, a fost... Măi, mama a fost o războinică. Războinica luminii, e mama. Xena. Da, mă. Ileana Popovici, actrița, da, dacă se uită, o ador. Prezenta la TVR Bună Dimineața. Și spunea, există un concurs pentru tinerele talente pe care îl făcea generația Salut a lui George Mihăiță. Și mama, dimineața, era cu mine în gară la Câmpia Turzii, pentru că Turda n-are gară. Nici acum Turda n-are gară. Au pus gară la Andra la Câmpia Turzii. Turda n-are gară, ca să înțelegeți. Credim. 12 sau 13 km. Nu era mașină, nu aveam taxiuri, mergeam greu. Și mama mă zice, mâine te duc la București. Noi n-am fost în viața noastră la București, dar noi ne-am suit într-un tren care a ajuns dimineața la ora 8 în București. Și am căutat Pangrati. Unde e Pangrati? Trebuie să care era concursul. Și acolo am ajuns și am stat 400 de copii cu părinții lor să intrăm la preselecție. 90. 8-9-90 acolo erau, că 93 am debutat la Mamaia, 3 ani cu Grigoriu. 88-89. 89. Cam așa. Și când am ajuns acolo, măi, fraților, asta e fază de povestit. Eu cântam așa. Printr-un geam mă vedeau cei mai mari compozitori. Nu dau nume care erau. Și am început. Te rog, zâmbește, fată frumoasă, zâmbetul tău e un mic poem. Îl studiam pe dormanță. Da. Te rog, zâmbește, nu fi sfioasă, eu te iubesc și te chem. Și ăia au păsat pe buton și au spus, mulțumim, avem un dorobanț, nu ne mai trebuie unul. Asta a fost prima mea experiență cu televiziunea română și cu concursul de la Salut. Și te-ai întors? Și în final, pentru că exista o fată
pe care o chema Paula Poroliseanu, de care o știu, o știu pe Paula Poroliseanu. O am pe Facebook. Nu pot să cred. Ba da. Dar ce face fata? Stai că eu nu știu nimic despre Paula. Nu e în România. Paula Poroliseanu. Nu. Ai auzit de ea? Da, sigur că da. Și fata era în preselecție. Copii eram. Copii, mă, dar știu, știu. I-a venit ulterior. 15 ani. Dar a venit ulterior, mă, la Titus Munteanu. Nu știu nimic, n-am mai auzit nimic despre ea. Și ce a zis Paula? Și în momentul în care vă cheamă Paul Surugiu, ce a cântat piesă Dorobanțu, da. Da. O, avem Paula Poroliseanu și George Mihăiță atunci, pe care îl salut, spune așa: uită, Paul și Paula. Ah. Hai să-i băgăm într-un duet, că la Palatul Copiilor, la Pionieri era spectacolul ăsta, filmat de TVR. Și ne-a scris piesa Dinu Giurgiu. Așa m-a lansat prima dată. Incredibil. Eu, cu Paula Poroliseanu de mână. Incredibil. În jocul primelor iubiri. Ceva o chestie de copii. Mă rog. Dar Paula e o fată foarte frumoasă care ulterior... Dar tare mi-aș dori să o văd. Acum, cum arată după atâția zeci de ani? E... Că n-am mai auzit nimic de ea și am și întrebat în ani. Zic, mă, mai știi ceva? Colegi de ai noștri. Eu ce te rog. Scrie o listă cu toate persoanele pe care vrei să le vezi, da? Și eu ți le aduc pe toate aici. Da, îți mulțumesc. Fără probleme. Ești un drăguț. Da, tu îți dai seama că, bine, dincolo de anumite puncte comune pe care le avem noi, eu chiar fiind... Stând 7 ani în TVR, unde am stat în TVR, pentru că eu n-aveam, stăteam în gazdă în permanență și mai bine nu mă duceam în gazdă înapoi, mai bine stăteam în televiziune, că era și duș în televiziune, era și unde ne-am dus cu toții. Unde am fost ultima dată, am fost la emisiune, le explicam colegilor mei, aici e aici, aici e aici. Da. Apropo, asta prin televiziune vreo oră jumate. S-a tot uitat, o văzut pe acolo, ce pe tu care acum intri foarte des în televiziunea română. Nu, datorită... Dar să știi că sunt niște amintiri. Tu nu ai cum să uiți amintirile alea. Astea de căpătâi pentru tine. Așa cum, mi-aduc aminte de primii mei 7 ani de la Brașov, ei au fost primii 7 ani de în București. Da. Ai venit aici. Da. Și ai făcut o legătură cu doi oameni importanți. Unul este Grigoriu, George Grigoriu, așa e. Iar celălalt este, așa cum îl denumești tu în cartea aceasta, Confesiuni, de care o să discutăm mai omul șlagăr Marius Seicu. Marius Seicu este într-adevăr un om care a pus mâna pe pian și, la fel ca și Horia Muculescu, eliberau câte un hit din când în când, foarte era des. Era atât de ascultat. Era formidabil. El tot ce scria devenea șlagăr, Marius. Ai fi crezut tu atunci când ai făcut duetul ăsta cu Paula, sub îndrumarea lui George, la semnul lui George, că ei fi întâlnit pe toți oamenii ăștia? Nu. Nici nu-ți făceai gânduri, băi, o să sparg tot în televiziune și o să fiu... Nu credeam vreodată. Cartea aceasta nu am făcut-o, nu am scris-o în timp, neapărat despre mine. Asta e o autobiografie, nu a vieții mele, a gândurilor mele. Cum să stai la brațul doamnei draga Olteanu Matei? Cum să stai la brațul Tamarei Buciuceanu? Cum să stai la brațul lui Grigore Vieru? Sunt toate poze pe care o știu foarte bine cartea. Mai îți mărturisesc că eu sunt ceea ce sunt datorită acestor oameni, de la care am avut de învățat. Toată viața mi-a plăcut să învăț, să stau lângă oameni mai deștepți decât mine. Pentru că experiența de viață ți-o dau oamenii aceștia. Cum e că majoritatea sunt plecați. Dar e o mare bucurie să știi că îți pune mâna pe creștet o mare personalitate. Cum a fost Vieru? Vieru atât de iubit și de respectat în Republica Moldova, poetul lor național. Din păcate, prea puțin cunoscut la noi. Da, asta e adevărat. Așa cum e Eugen Doga, care am văzut că de după pandemie unele primării au mai realizat câteva spectacole dedicate lui. Oamenii ăștia merită să fie promovați și aduși în față, pentru că chiar scriu o pagină importantă a artei noastre. Da. Dar îmi spuneai de Marius Seicu. Da, Marius Seicu și, dincolo de chestia asta, cred că te-a ajutat în toate întâlnirile pe care le-ai avut, faptul că tu ai făcut facultatea de teatru. Da, eu am terminat teatru la clasa doamnei Adriana Piteșteanu, o îmbrățișez, dacă ne vede, are o vârstă respectabilă, am învățat teatru pe pâine, așa, de la dânsa. Nu am fost un actor... Eminentie. Da, eminent, nu.
Dar m-a iubit, să știi, dovadă că mi-a regizat spectacolul Testament dedicat lui Grigore Vieru după ani și ani. Da, dar nu poți să-mi spui chestia asta că n-ai fost eminente, pentru că tu ești un artist și, inevitabil, artistul ia ca genă și puțin actorie de nu la... Nu se poate să fii artist și să n-ai un pic de studiu de teatru absolut la bază, pentru că altfel nu poți, mă. Altfel interpretezi un cântec, altfel reciți poezia, altfel... Măi, trebuie să ai niște studii de teatru. Știi cine mi-au fost mie profesori? Mm. Margareta Pogonat, Constantin Codrescu, Vlad Rădescu, care l-a jucat pe Ciprian Porumbescu, Valeriu Moisescu, pe care l-am avut la vorbire scenică, mm-hmm, și Ileana Berlogea, Dumnezeu să o ierte, a murit chiar după ce am terminat noi la Istoria Universală a Teatrului. Domnule, pe ăștia sunt niște culoși. Noi stăteam cu gura căscată când se termina o oră, oră și jumătate, nu știam când trece o oră, da, și jumătate, să savurăm fiecare cuvânt. Constantin Codrescu, numai când intra la clasă. Mă rog, sunt mare actor de la care am învățat lucruri exemplare și eu sunt fericit pentru că i-am cunoscut. Mă, 93, da, ai debutat la Mamaia și l-ai avut susținător pe George Grigoriu. Da, Grigoriu. Da, da, da. Am intrat cu două piese în premieră. Nu se cânta așa ceva. Toți cântau șlagăre, cântece cunoscute. Grigoriu mi-a dat două piese în premieră. Nu crezi că și datorită numelui lui, domnule, lăsați-l pe copilul ăsta să cânte două piese? Nu, două piese se interpretau. Da, 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 dar două piese la prima audiție. În premieră. Da. El a vrut să le scrie. Nu aveam nicio problemă, puteam să vin cu două premiere, dar cine scria două premiere? Da, Victoria. Compozitorii scriau pentru marile voci în perioada aceea. Dar eu cred că da, există profesori și trebuie să-mi dai dreptate la da, faza asta. Da. Când mă uit eu, uite, mă duc la... Când l-am văzut prima dată pe Cristi, am zis, domnule, ăsta poate să fie un băiat talentat. Deși nu era talentat. Dar am zis, bă, uite, îmi place cum își pun ochelarii. Uite, ăsta e un băiat talentat și am încredere în el. Da. Cu Horațiu și cu Horațiu. Dar numai nu uita că în perioada respectivă, tu vorbești de generația asta foarte tânără, compozitorii aveau tot interes să dea un cântec foarte bun, unei voci foarte cunoscute, pentru că cântecul în perioada aceea ajungea mai repede la public și devenea șlagăr foarte corect, rapid. Dar dacă tu erai, adică se întâmplă și s-a întâmplat în cazul tău, în 93 prezența ta acolo n-a fost trecută așa... Păi n-am luat niciun premiu. Eu... Am avut o experiență unică la Mamaia 93. Am cântat cele două piese în prima audiție și Dumnezeu a vrut așa. În ediția aceea a festivalului 93, Grigoriu a avut spectacolul magial în gală, la final. Și m-a băgat și pe mine și, cred că și pe Paula. Am fost cu aceeași piesă. Bă, da, dacă știam eu, Paula, o chemam aici. Da. Uite, Paula, în recitalul lui Grigoriu, unde au cântat așa, Daminescu, nu suntem îngeri. Angela, Similea, Amurgul, aoleo, capodopera lui Grigoriu. Marina Florea, care era protejată de maestru Grigoriu și cânta cele mai tari piese, momentul ăla ale maestrului, cu ei pasă de mine. Doamne, piesă grea, de forță, trebuie să ai și teatru la bază să cânti piesa aia. După care, dacă nu mă înșel, cine a mai cântat... Mă rog, artiștii cu care lucra maestru în perioada respectivă. Și la final am apărut și noi doi. Titi-titi. A, gata, știu! Știu cu ce am apărut. Pași pe parchet. Hai să spun o chestie. Da, zi. Măi, mi-aduc aminte așa, cum a... Vezi, când e pe nepregătit, e mult mai interesant. Da, știu. Dar m-au adus aici, m-au ținut într-o cameră, m-au aranjat, m-au nu știu ce. Nu, auzi, zi. Paul și Paula și cântam așa, tot ce cântam începea cu litera P. Fiecare cuvânt, la ce vă gândiți? Praf, fiecare praf. Cuvânt începea cu litera P. Și era așa treaba. Pe parchet, perec, pătimașe, parcă prin paradis plutesc, pașii poartă peste planetă, prin parfum poetic pornesc, privind pe Dante păpuși, perfecte partenere, prefigur în plăcere, par pusnași pe scăruși, partenerii prin pasiune, prinși prin plasă pierduți pășesc, pe pantof pornesc partenerii, prin parcuri pe poteci plutesc. Și spuneam, pași pe parchet, pași pe parchet. Fraților, cine mai scrie așa ceva? Dumnezeu să-l odihnească pe Angel Grigoriu. El a scris versurile. Astea-s? Da. Dom'le, să scrii un cântec întreg, fiecare literă ceapă cu P.
De la Paul și Paula, atenție. Da, te rog, Horia. Nu știu, încerc, dar nu, adică nu știu dacă Paula... Poroliseanu. Da, nu cred că... Eu nu știu nimic de fapt. Mi se pare Paula... Paula Poroliseanu. Uite-o. Uh-huh. Da, băi, uită-mă, da, ea este. Bine că, îți dai seama, sunt zeci de ani. Da, da, așa arată. N-aș mai recunoaște acum, da. Extraordinară, bravo, e, Paula. Și dacă ne vezi, uite, are și un copilaș, cred că, da. Dacă ne vezi, îți doresc să fii sănătoasă, dar nu mai stă în România. Nu mai stă în România. Unde? În ce? Nu știu, dar ar fi frumos ca pe copilul ei să-l cheme Paul. Da, da, Paula, mai... da, Paula, Paula era o prezență și a fost, da. Repet, a fost în... Și era talentată. A, și în festival, în Mamaia, cine a câștigat în gală, cine a câștigat trofeul, da? Festivalului, când eu nu am luat niciun premiu, Raluca Ocneanu, de la Ploiești. Nu știu. Ea încă cântă, are spectacole, ea face profesia asta în continuare. Paula nu cred că face profesia în continuare. Dacă tu în 93 da. Te afișai pe scenă la Mamaia da. Cu numele Paul, da. 6 ani mai târziu, în 1999, da. Explică-mi cum a venit focul în viața ta. Casa de discuri Alpha Sound, da? Era zis... prima casă de discuri din România după Electrecord. S-a gândit un om potent financiar să facă o casă de discuri particulară. Și acolo scoteau toți colegii noștri. Și ți-a zis ție... Și a spus, uite, facem un album, nu știu ce, eu cântasem genul ăsta, zice, trebuie să fie un alt gen, să fie un gen modern, uite, Latino Dance. M-au dus la Andrei Chierește, el mi-a orchestrat primul album, toată lumea dansează cu mine, că despre cântecul ăsta vorbim, mm-hmm. Și mi-au spus, dar nu, Paul Surugiu, nu, Paul, nu merge, trebuie un pseudonim, trebuie muzică latino, nu știu ce, foc, nu știu ce, și așa s-a născut Fuego, datorită lor. Și așa s-a născut proiectul, cu cele două dansatoare, cu, mă rog. Fii atent acum, vă întreb pe voi, mai știți voi vreun pseudonim la fel de cunoscut ca Fuego în România? Smiley. Nu, Smiley. Dar vorbim despre perioada aceea. Da, în general. Fii atent că eu vorbesc de 30 da, de ani, de da, după... Da. În afară Smiley. De Smiley. Cerebel? Nu. No. Cerebel e o parte a creierului, da. Da, chiar și Pepe. Pepe, dar, ca să zic, de generație... Da. Da? Nu, chiar cam nu știu, e. Dar așa era perioada respectivă, domnule. Poate că dacă eram sub numele de Paul Surugiu, îți dai seama, poate nu reușea acest proiect. Și acum nu știu cum să scap de Fuego. O să mai pot să scap? Da, dacă vrei. De ce? Vai, dată. Tu mă faci cu vorbesc serios. Tu mă faci cu gândul. Pe toate afișele scriu Paul Surugiu, Fuego mare, pentru că așa mă cunoaște lumea. Dar nu mai cânt, nu se mai pupă cu ce cânt acum. Ai făcut un gest foarte bun, o chestie de marketing foarte bună, pentru că la un moment dat, țin foarte bine minte, tu ai alăturat și Fuego și Paul Surugiu în aceeași frază. Ca atare, toți au preluat. Astfel încât e la mâna ta dacă tu schimbi sau nu. Dar mi se pare mie că este debutul unei seri formidabile, unei seri minunate. Așa e, zi, când să încep eu? Mi-s dragi cuvintele să știi, ele-mi sunt surorile, atunci iubito când nu vii, eu vorbesc cu florile. Cuvintele-s arderea mea, ele mi spalatele, cuvântul și cu inima nu seamănă la altele. Ești formidabil, Horia, dar cuvintele nu sunt arderea mea, sunt averea mea. Ești formidabil, ai scris corect. Uitați să corectez. Ce seară minunată, mai spune-mi iubito odată, mai spune-mi că ești frumoasă. O, da. Și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubito odată. La 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 la, 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 la 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 la.
strași cuvintele să știi. Ele-mi sunt surorile, atunci iubito când nu vii. Eu vorbesc cu florile. Tăcerea nu-mi dragă, nu, nu-mi stragi tăcerile. Atunci când uiți de mine tu, eu vorbesc cu stelele. Ce seară minunată, mai spune-mi iubito odată. Mai spune-mi că ești frumoasă și că-mi vei fi mireasă și vom avea o fată. Mai spune-mi iubito odată. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Minunată! Foarte bun. Vă rugăm, vă rugăm, liniștiți-vă și mai bine să trecem la puncte esențiale vieții. Dar dragul, să mâncăm ceva, dacă... Să mâncăm? Să mâncăm ceva? A, nu pot să cred că ai venit cu mâncarea. Nu, dar am văzut celelalte podcasturi și toți mâncau. Și mie mi-ai adus aici trei... parfanele. Paul, Paul, te rog frumos. Nu, dar la toată lumea ai pus mese întinse. Paul, te rog frumos, atât am avut buget. A, deci ăsta nu, e nu, bugetul. Pentru tine a fost un buget nelimitat. Da, am zis, în momentul ăsta vreau așa, brazi, beteală, globuri și ceva de mâncare. Plăcinte basarabene. Tu crezi că te-am pus degeaba chestia asta? Deci fii atent aici. Avem aici așa, iubire? Da. Iartă-mă, trebuie să mă educi, că eu sunt. Avem... Vișine. Nu, dar chestia asta ce e? Asta. Și asta... Ai... Cartof, cred că și poate șuncă. Da, da, asta ce e? Iau eu prima dată. Ceva, oricum, dacă observ că mi se... Dar tot cu brânză. E cu ou și brânză ceva. Dacă mă întrebați ce îmi place mie de pe platoul ăsta cel mai mult, îmi place plăcinta cu cartof. Dacă o servești când e și caldă, este foarte bună, da. Fii mea are 31 de ani. Mi-mi place cum spune dumneavoastră. Da, vrei să ne îmbogățim? Zi, ce? Zi, da. Da, zi. N-a făcut nimeni plăcinte basarabene în România o afacere. Deci fii atent aici. Nu mă ațăța. Dacă Brenciu, dacă nu... Brenciu cu Fuego deschide o plăcintărie basarabeană în drum, în drum, noi ne îmbogățim, Brenciu. Acum mi s-a dus gândul de la podcast. Eu nu mai gândesc acum. Îl dai seama? Fii atent aici. Da. Deci, hai, o facem tip rulotă. Dă mai așa. Așa. Suntem așa. Doi. Doi. Domnișoară! Sunt toată lumea. Îți plac plăcintele, să știi. Ele sunt ca florile. Vine o să-ți mănânci puțină ăsta, că dacă nu, mănâncă șorile. De ce spun eu? Băi, e foarte bună asta. Mm. Știi ce merge cu asta? Îți spun eu. Mm. La, 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 la. Dar ce vin e la? Ăsta este un vin chiar din Republica Moldova. Chiar de acolo, din Republica Moldova, pentru că eu mi-am zis, dacă acum... Cum îți place vinul? Îți place sec de mi, sec de mi, dulce? Nu. Dacă... Vinul îmi place foarte mult. Alături de prieteni. La mulți ani. La mulți ani. Bine, la mulți ani, copii! Bună-i vinu, Gheorghiuliu, Leliță Ioan. Bună-i vinu, Gheorghiuliu, Leliță Ioan. Dacă știu, Leliță Ioan. Leliță Ioan. Păi m-am jurat că noi mai bem, Leliță Ioan. M-am jurat că noi mai bem, Leliță Ioan. Dar eu nu mă pot ține, Leliță Ioan. Dar eu nu mă pot ține, Leliță Ioan. Dar bunui vinul mult îmi place, Leliță Ioan. Bunui vinul mult îmi place, Leliță Ioan. Nu știu vorea cât l-o-i bea, Leliță Ioan. Dar acum e viața mea, Leliță Ioan. Acesta este un vin sec. Dar eu nu sunt băutor de alcool și știu chestia asta. Nu, eu nu servesc alcool.
Nu, ce faci acum? Am băut ca să ciocnesc un par cu absolut, voi. Absolut, absolut. Dar știi, când ești în Ardeal, dimineața pe stomacul gol merge o pălincă bună, 50 de grame, pentru că e sănătate curată înainte de mâncare, arde toate grăsimile. Și când ești aici în Basarabia sau în Moldova, un păhăruț de vin. Țin minte că într-un interviu pe care l-a dat Tina Turner înainte să se retragă din muzică, a spus că ea în fiecare dimineață bea 50 de grame de vin roșu pe stomacul gol, că e sănătate curată. Scuze-mă, vrei vin roșu? Nu, mie îmi place vinul acesta. Eu nu înțeleg de ce polițiștii nu înțeleg chestia asta. Sănătoși. Pentru că eu cred, poliția te oprește, nu mă zbăzi. Ați băut? Da. Și de ce nu m-ați chemat? Asta e că m-am mânecat. Na. Da, oricum, sunt foarte gustoase și plăcintele. Și... Stai că mănânc mai mult ca să-mi treacă eu. Nu, dar tu mi-ai trimis, mi-ai trimis un mesaj în care mi-ai spus așa. Să nu mănânci. Să nu mănânci. Păi numai platoașul ăsta mi l-ai adus mie. Noi care mâncăm, noi mâncăm. Mă, Horia, noi mâncăm. Uite ce e. Eu m-am interesat despre tine. Așa. Iar tu ești contradictoriu. Așa. Pentru că în anumite interviuri spui... Nu, să mănânc. Știți că nu mănânc prea regim. Mult. În, da. În altele zici, mănânc doar bio, zic, ce să pregătesc pentru Paul? Dar să știi că mai divenit cu plăcintele basarabene. Ce vreau să spun este faptul că mâncarea la noi în Ardeal se vorbește. Bine ți-am zis? Ardeleanul stă la masă, mai mănânc o slană și cu o ceapă, mai bea un vin, mai vorbește. Mâncarea în Ardeal se vorbește. Da. Da. Nu? Așa. Adevărat. Ora ce vine o să-mi dai în spate. Scuză-mă, da. E prea de mamă. Orațiu, mamă, dar de unde ai acești mușchi formidabili și această palmă grea? De la Mediateca Metropolitana. Este. Oh, doamne. Alfa, experiența cu Alfa cu, da, da. A fost singura. Pentru fost că singura. Niciodată nu ai mai făcut niciun contract cu altă casă ba, de muzică. Ba da, ba da, cu încă alte două case de producție. Vorbesc serios, când s-a întâmplat asta? Da, păi toate albumele sunt scoase cu aceste case de producție. Alfa Sound mi-a scos doar trei albume, trei materiale discografice. Și după aceea am ajuns la alte două case de discuri cu care am scos celelalte discuri, celelalte CD-uri. Nu am avut propria mea casă de producție, pentru că n-aveam timp să fac și lucrul acesta. Dar regret că n-am făcut teatru mai mult, pentru că dacă făceam teatru mai mult și mă implicam în totalitate cu chestia asta, puteam să joc și într-un film, să joc și într-o piesă de teatru la un teatru important în București. Dar n-am avut timp. Profesia asta a noastră, muzica, este, da. Mi-a luat absolut tot timpul. Eu cred că nu este timpul pierdut, să spun și de ce, pentru că eu, pentru Fuego, Paul Surugiu, da, pentru viața lui, eu aș putea face un film, da, ca și regizor, pentru că la tine viața nu s-a întâmplat numai în România, tu ai fost unul dintre cei mai curtați, să mă exprim așa, oameni, artiști din România în Republica Moldova. Așa este și trebuie să le mulțumesc basarabenilor, că eu am ajuns acolo printr-o fundație de caritate, într-un spectacol de colinde, uite, tot colinde. Și am ajuns la Palatul Național, nu mă cunoștea nimeni, am făcut succes acolo prima dată și după aceea am tot trecut prutul peste ani. Cele mai mari evenimente ale mele s-au întâmplat acolo la Palatul Național. Acum, tu știi că noi nu avem ce să reproșăm basarabenilor în materie de muzică și de artă. Corect. Ei au trăit acolo făcând școală și sănătoasă. Din partea rușilor și știi cum era perioada și rușii în materie de artă nu putem să spunem că nu sunt magnifici atunci când e vorba de artă. De fiecare dată tot ai făcut anumite referiri asupra anumitor artiști în spectacolele tale. Da, da. Vis-a-vis de voci, vis-a-vis de instrumentiști și așa mai departe. Da, da. Dar, reîntorcându-mă puțin în țară, există această piesă căreia vreau și vrem să-i cunoaștem istoria. Care piesă? De ce? Pentru că noi cântăm multe lucruri. Da. Dar dacă le cunoaștem și istoria, ele se atașează și mai mult. Această piesă s-a atașat de noi. Da. Suntem în luna decembrie. Da. Această piesă
este prima. Da. E prima piesă. Fiecare om. Dacă, de exemplu, ai fi lansat-o în America, probabil că acolo era prima piesă. Dar noi românii beneficiem de Împodobește Mamă Bradul, mm-hmm, în România. Atenție, peste tot în lume e Crăciunul, dar numai noi avem melodia asta. E formidabil. Bine, americanii, Christmas Tree, Christmas Tree. Așa e, da, da. Împodobește Mamă Bradul este o piesă... Este o piesă de Crăciun. Este un cântec de Crăciun. Bun. Da. Dar gândește-te că eu am 10 materiale discografice, am 10 de cântece de Crăciun. Acest cântec s-a evidențiat în momentul în care toți haterii au făcut mișto de acest cântec. Nu știu perioada și nu știu aia de ce. Aia e perioada. De asta a devenit cunoscut. Nu. Da? Cu glumele, cu Bradu, cu toate nebunile, cu bancurile, cu Bradu, cu tot ce vrei tu. Chestia asta a făcut ca acest refren să devină cunoscut. Ei au făcut mișto și unii mișto grosolan despre părinți, despre mamă, despre tată, despre ce vreți voi și cântecul a devenit cunoscut. Ia de aici. Eu te înțeleg foarte bine, l-am foarte multe aspecte. Noi n-am discutat asta niciodată. Da. Dar eu spun așa, una dintre părțile care au adus succesul acestei piese, fără îndoială există această... Da, da. Băi, ai auzit Împodobește Mamă Bradul? Da, da. Fuego, cu maică, da, sau da, nu știu. Da. Ok. Dar nu trebuie să minimalizăm această piesă. Mesajul cântecului. În primul rând, fiind aici, e o chestie foarte interesantă pe care tu ai punctat-o din clip. Da. Deci o văd pe Irina Loghin, da? Lângă șemineu. Da, da. Te văd pe tine... Și Turda. Turda, maestru Turda. Dar Turda, tu ai gândit-o bine. Turda a plâns non-stop, nu s-a putut filma. Nu cred. Păi nu s-a putut filma. El a plâns în continuu. Și Irina plângea după ce îl vedea pe maestru Turda. Nu cred. Plângea pentru că maestru Turda a fost foarte atașat de mama și de tatăl lui, care au plecat de mult în Maramureș, mă rog. El era extrem de emoționat în momentul în care au auzit versurile. Da, eu ca spectator, eu cred, văzând clipul, că tu ești fiul, Irina este mama și Turda tatăl, corect? Americanii așa au spus, vorbesc despre comunitatea de români de acolo. Ei nu credeau vreodată că eu nu sunt copilul Irinei Loghin, pentru că primul meu turneu în America a fost alături de doamna Loghin. Și toată lumea îmi spunea că copilul dumneavoastră, că ei nu aveau treabă cu... Eu o zic că eu sunt copilul ei după clip. Oamenii nu credeau, cred că eu sunt Ciprian. Pe mine mă cheamă Ciprian, apropo. Paul Ciprian, noi toate s-au legat într-un fel anume cu povestea asta cu mama și fiul, cu doamna Irina Loghin. Doamna Irina l-a născut pe Ciprian înainte cu 2-3 luni să mă nască mama pe mine. Suntem de aceeași vârstă. Și bineînțeles că toată țara era în delir că Irina Loghin l-a născut pe Ciprian. Și mama o zice, dacă pe copilul Irinei Loghin îl cheamă Ciprian, îi dau și eu numele Ciprian. Și da, mai extraordinar. Să spun, bunica vrea Paul. Și atunci a spus, uite, dă-mi două prenume atunci, să fie și după copilul Irinei Loghin. Și în buletin eu sunt Paul Ciprian. Toată scara blocului, toată Turda, toată comunitatea din orașul Turda mie îmi spune Ciprian, Cipi. Nimeni nu-mi spune nimeni, e Paul, nici mama când mă sună, Cipi îmi spune. Dar Grigoriu a spus așa, doamna Surugiu, cum vă sună în ureche Ciprian Surugiu și cum vă sună în ureche Paul Surugiu? Mai cârlanie, tu scoți numele ăsta din buletin. Pe tine te cheamă ca artist Paul Surugiu. Și ți l-a scos din buletin atunci? Nu. Din vorba. Mame, nu mai puneți Ciprian, că nu e ce trebuie. Muzical vorbim. Da. Ei, și așa s-a născut toată treaba. Și eu eram copil, măi, veneam de la Piatra Neamț într-o iarnă geroasă cu oameni, cu dansatoarele mele, cu proiectul meu. Și așa s-a născut Împodobește Mamă Bradul. Cine ți-a dat telefon? Tu i-ai dat telefonul Irinei? Eu am sunat-o pe doamna Irina și pe Gheorghe Turda, pentru că am vrut să avem două personaje în videoclip, doi mari artiști. Și o să născu clipul care a făcut mare succes, mare succes. E păcat de ce? Trăim într-o țară, Horea, în care orice ai face, nimic nu-i bine. Trăim într-o țară în care ne dăm în cap unul altuia. Asta e adevărat, da. Trăim într-o țară, eu nu vorbesc acum de noi doi, că noi suntem artiști care cântăm, ne facem profesia. Dar să vorbim un pic de înaintașii noștri, pentru că niciodată n-am știut să-i prețuim pe cei de la care noi am învățat. E adevărat.
Cine mai vorbește astăzi de Gică Petrescu dacă nu-i cânti tu muzică în sala Palatului și eu? Da. Sau, mă rog, colegi de-ai noștri. Cine mai vorbește de Dan Spătaru? Dan Spătaru, după părerea mea, este cel mai iubit artist al tuturor timpurilor și te rog să-mi dai dreptate. Există vreun cântec pe care Dan Spătaru l-a lansat să nu se cânte astăzi? Și la petreceri, tot no. Cânti drumurile noastre. Sau Măicuța mea, sau, mă rog, sau Gică Petrescu. Rândul 4, Banca de la Geam, domnule, trecea fanfara militară. Noi nu știm să ne apreciem valorile și, din păcate, trebuie din nou să iau apărarea Basarabiei. Pentru că basarabenii și iubesc artiștii. Ei îi divinizează. Păi acolo Ioan Surucianu, Zinaida Julia, Nicolae Sulac, Olga Ciolacu. Păi ăștia sunt emblemele Basarabiei. Când apare Surucianu în Palatul Național, lumea se închină în fața lui. Să știi că... Domnule, noi avem atâți artiști care stau acasă în momentul acesta și nu se regăsesc în peisajul de azi. Și vorbesc despre mari artiști, nu vreau să dau nume, și tu știi că e foarte greu să-i scoți din casă, dar să-i aduci în emisiunea ta. Nu vin, pentru că nu se mai regăsesc. E păcat de ce se întâmplă în țara noastră. Pentru că uneori promovăm prea mult chiciul și mediocritatea, în loc să scoatem în față valorile autentice și oamenii care chiar trebuie să reprezinte țara aceasta. Tu ai făcut-o, da. Și când o să discutăm despre da. Art by Fuego, o să punctăm și atunci lucrul ăsta, dar vreau să spun că asta este și meteahna mea cea mai mare. Da. Eu acum am 50 de ani. Tu ești 30, 35, 36 cât ai. Care 36? Hai, lasă-mă cu asta. Așa știu că vrei are? Să par mai bătrân și îmi spui voi. Nu. Ai 37, 8. Așa. Problema mea cea mai mare este următoarea. Ăsta putem să spunem că e sindromul Enescu. Da. Sau sindromul, așa cum le spuneam și colegilor mei, Gil Dobrică. O, sau Doamne. Sindromul chiar Dan Spătaru. O, Doamne. Deci, practic, și cu toate că amândoi, tu l-ai întâlnit mai des, eu l-am întâlnit în anumite conjuncturi în care parcă era un om oarecare. Simplu. De o modestie rară. Modestie din... Da. Era un om oarecare care era din când în când... Salut, Nadane! Salut, vă salut, domnul Spătaru! Și mai e un lucru, am învățat de Dan Spătaru. Ultimul spectacol al meu cu Dan Spătaru și ultimul spectacol al Dan Spătaru la Teatru Muzical Nae Leonard. N-am mai în urcat 2000... pe scenă, nu mai știu. Ultima apariție a fost acolo, în spectacolul Jula și prietenii. Aoleu, Alexandru Jula. Eram cu doamna Floarea Calotă, Dan Spătaru, Alexandru Jula. Eu, ultimul spectacol al lui Dan Spătaru, fraților, era impecabil. Da. Domnule, costumul călcat la dungă, pantofii de lac, papion. Domnule, își respecta publicul. Cum să apar eu pe scenă în bluj rupți? Doamne, să mă ierți, nu mi-aș permite lucrul acesta în fața publicului meu. Vorba haterilor, că trebuie să ajung din nou la ei, o să fericit că ei m-au făcut foarte cunoscut în generația tânără. Cam milioane și milioane de fani, eu milioane și milioane, și mai spun că am un public de moș și babe îmbătrânit. Păi măi, fraților, măi, ați fost vreodată la un concert de-a meu? Să vedeți ce lume e în sală? Veniți! Și doi, și voi veți îmbătrâni. E adevărat? Veți îmbătrâni și veți fi și voi la fel. Domnule, e o bucurie să cânți și pentru persoane vârstnice, și pentru copii, și pentru cine vreți voi. Domnule, dacă oamenii vin și cumpără bilet și ies din casă cu 150 de canale la televizor și umplu sala Palatului să vadă pe tine, înseamnă că ești un artist iubit care lași ceva în urma ta. El joacă, ai jucat, când ai avut spectacol? O să am în decembrie, la final. A, da. Și acum 3 ani de zile, înainte de pandemie. Da. Domnule, jucăm sala Palatului. Asta pentru noi e o binecuvântare. Și știți că nu poate să facă oricine lucrul acesta în anii pe care noi îi trăim. E un respect pentru Tudor Gheorghe, un mare artist și o mare personalitate, care umple sala Palatului dinaintea noastră, da. De ani și ani de zile, și uite că oamenii vin, plătesc bilet să-l vadă. Și atenție, nu prea avem parteneri mari în spate cu bani grei, că toate cheltuielile astea noastre, cu tehnică, lumini, ecrane, nebuniile astea toate, se plătesc din vânzarea biletelor. Și avem o echipă în spate de oameni care sunt alături de noi, cum ai tu de atâția ani pe ai tăi, așa am eu pe ai mei. Oameni care sunt cu sufletul alături de tine. De asta ne place să muncim, pentru că munca noastră va rămâne mai târziu,
pe internet, pe canalele noastre de YouTube. Să nu ne pară rău când ajungem la bătrâniață și o mă întoarce capul și să spunem, domnule, nu mi-a părut rău pentru ce am făcut în viața asta. Și întorcându-mă la voi, cei care spuneți despre mine cu milioanele de fani și cu bradul, și voi veți îmbătrâni. Știi că mi-a spus Angela Similea. Zi. Acum vreo 20 de ani. Stai, știi că Angela se uită la noi acum. Vai, dar o ador. Stai, zic. Angela, ce te rog frumos, uite, știu, ne știm de mult timp, uite, vreau să-ți fac o invitație. Așa. Știi foarte bine că a venit în podcastul meu, reprezintă o mare bucurie. Da. Și Angela, Horia. O și văd. Uite așa, uite, una și una. Eu nu sunt în țară. Eu te urmăresc și ai să fii surprins câte lucruri am văzut, dar sunt liniștită aici unde sunt. Așa cum sunt. Și zic, Angela, oricând aici, ai ușa deschisă și abia aștept să-ți cânt. Mi-e dor să-ți cânt piesele și așa mai departe. Dar e de departe una dintre... Știi, este una dintre puținele lady. Cine n-a iubit-o pe Angela? Toți am iubit-o. Toți am iubit-o pe Angela. Și te țin minte că erau emisiunile realizate de Titus Munteanu și așteptam finalul emisiunilor, că trebuie să vină Angela, da, să cânte Angela, știi? Și eu stăteam cu mama și cu tata să ne uităm. Bine, televizor al negru, nu putem să ne dăm seama cum e îmbrăcat acum. Dar apariția Angelei Similea, vorba lui Grigoriu, de fiecare dată apariția unui artist trebuie să fie o sărbătoare. Să nu uiți asta, Paul, niciodată. Să fie o sărbătoare apariția ta. Așa era Angela în vremea copilăriei noastre. O sărbătoare când apărea pe post. Da, vreau să spun un singur lucru, apropo de, ziceai de publicul unetate. Da, da. Toți oamenii care au studiat Sinatra și toate astea și americanii, îți spun americani, dacă noi am fi debutat la americani, noi am fi avut publicul, adică și ei au publicul în etate. Dar acel public în etate, combinat cu cel tânăr, eterogen de altfel, este un public care vrea, e plin de viață. Avid de artă, adevărată. Dar ei sunt așa, adică, din păcate, noi avem un singur reper și asta încerc eu să spun tuturor. Dom'le, dacă noi ne mărginim să vedem ce se întâmplă doar în România, viața noastră este cât România. Dacă noi deschidem porțile, ce se întâmplă în Franța? Dar în Italia, unde, le-am spus, Vasco Rossi, unul dintre cei mai mari artiști, are peste 70 de ani și umple stadioane. Stai puțin! Adică trebuie să dăm datele astea pentru că oamenii s-ar putea lua numai după ce se întâmplă în țara noastră. Dar numai așa, după asta se iau, dragule. La noi nu e ca la ei. Nu uita că cel mai mare moderator pe care l-are Italia la San Remo, da? Câți ani are? Pippo Baudo sau cum îl cheamă? Pippo. Da, Pippo. Domnule, l-au chemat așa cum un an, așa cum doi ani. Se mândresc cu el. Da. Îl apreciază, îl iubesc. Noi l-avem pe Ursulescu, da? Da. Să mai naște un Ursulescu? Niciodată. Dar trebuie să-i promovăm pe oamenii ăștia, să-i aducem în față, pentru că ăștia sunt istoria, oamenii ăștia, ceea ce se întâmplă astăzi, că de la ei am învățat unele lucruri. Da, da. Am fost la Diana Ross, la Las Vegas, în America. Ai fost tu la Diana Ross? Am fost la concert. Nu cred. Când te-ai dus tu în America la Las Vegas, că m-am enervat acum. Am fost în turneu și am pus o condiție. Așa, știi. Să-ți bebe, Mihu, prietenul meu. Zic să mă duci. Lunea mă las în Vegas și mă iei vineri dimineața. și merem unde vrei tu în America. Și ai stat singur în Vegas? Trei concerte pe weekend. Am înțeles. Toți colegii stăteam în Vegas. Doamne, am pus condiție. Noi vrem să mergem să vedem cât mai multe spectacole. Și am văzut Cirque du Soleil. Doamne ferește, mă, români, mă. Noi trăim degeaba. Dacă zici că trăim degeaba. Da, zi-mi cu Diana Ross. Și văd Diana Ross la, nu mai știu la care casino era în Vegas, nu mai țin minte acum, că am văzut în luna aceea 30 de concerte. Și cu David Copperfield. Tu glumești cu mine? 30 de concerte? Da, toți banii mei câștigați în America s-au dus pe concerte. Da. Extra, alt nebun ca mine. Asta e bucuria, asta era bucuria cea mai mare. Doamne, tu nu știi ce spectacole am văzut, doamne. De regret că n-am mai stat, dar ce? Mă rog. Diana Ross. Peste ce public a venit la Diana Ross? Cum erau doamnele cu coliere, cu broșe la gât, cu elegante, bărbații la costum. Tot, doamne, am spus că sunt într-o altă lume. Diana Ross a schimbat trei ținute într-o oră și 25 de minute. Totul a fost live. A fost un spectacol, eu nu pot să uit momentul ăla. Bine, am fost la Cher, am văzut spectacolul lui Cher.
Am văzut, bă, da, tot ce se poate am văzut. Ce vrei, în tot Vegas, deci o lună de zile. Tu mă că mai enervezi pe mine, da. Pentru că eu am avut o întrebare. Acum, scuzați-mă, colegi, țineți-vă cu bradul. Da, mi-am adus aminte de... Dar fii atent aici, Tu ai o problemă, eu am o problemă cu tine, da. Pe care trebuie să o rezolvăm astăzi. Da, te rog. Astăzi, dacă da, mă... Spune. Deci fii atent. Tu ai niște pasiuni muzicale. Așa. Ți le spun acum, da, ca să nu, uite așa. Da. Tina Turner. Da, da, am autograf de la Tina. De ce râzi? Am autograf de la Tina Turner. Este ceva... Am avut autograf de la Tina. Deci așa s-a înțeles. Deci nu se poate. Am ai autograf de la Tina Turner? De la Tina Turner am autograf și cu ștampila fan clubului din America. Tot este înrămată la mine pe perete. Deci sunt nebunit. Cred. Băi, fraților, eu cred că nu știm pe Paul Surugiu. Da. Fii aici. Te rog. După aceea, Ala Pugaciova. Ala Pugaciova, vai. Formidabilă voce. Formidabilă voce, este remarcabilă pentru forța ei interioară și pentru timbrul acela. Totdeauna am comparat-o pe Ala Pugaciova cu Mirabela, prietena mea pe care o salut. Acolo sunt, știi? Vocea aceea guturală, trebuie să te naști cu așa ceva. Ăsta e mir de la divinitate. Sărim în altă țară. Te rog. Julio Iglesias. Julio Iglesias mi-a plăcut pentru romantism și pentru muzica... Chanson, să spun, în Basarabia. Dacă te duci în Republica Moldova și n-ai cântat chanson. Așa pleci. Dă-mi un exemplu de chanson, mă nervez. Pleci pe scenă, cum ai venit. Zim un chanson. Un chanson. Serenadă, serenadă, cu parfum de promenadă, trece un copil pe stradă, viața mea. Serenadă, serenadă, pe alei de promenadă, cântă un băiat și o fată, viața mea. Asta e chanson. Celine Dion. Din păcate nu am văzut spectacolul pentru că era bolnavă în perioada aceea și tot mi-am luat bilet, dar nu s-a mai ținut spectacolul. Îmi pare rău, nu am văzut-o pe Celine Dion. Și, sper să nu greșesc, te rog, cu spaniola mea, Horatiu, mă ajut. Da. Isabel Pantoja. Pantoja. Isabel Pantoja. Da. Doamne, emblema Spaniei. Lasă-mă, Hore. Hai să merem o dată să o vedem. Măi, eu merg, mă, dar stai... Dar ceva n-ai văzut în viața ta, cum cântă Isabel Pantoja flamenco, nu cântă nimeni. Oprește-te puțin, te rog. Da, te rog. Eu am enumerat aici niște nume, da. Iar eu când vreau, băi, accesează pe YouTube Fuego Celine Dion. Cum Fuego Celine Dion? Stai puțin. A zis Celine Dion că poate îl vezi pe Fuego cântând ceva. A, nu mi-a plăcut asta. Nu cred așa ceva. Nu. Tu n-ai cântat Julio Iglesias, n-ai cântat nimic. Am cântat de la Julio Iglesias Baila Morena, dar nu mai știu. Baila Morena, cum e mai Baila Morena? Baila Morena. Nu. Baila morena, baila que tu ro baila como ninguna. Baila morena, baila que tu ro baila como ninguna. Sper că bine zic. Baila morena, baila que tu lo baila. De se poate. Și acum, eu nu trec mai departe până nu spui mie. Deci dacă ai autograf cu Tina Turner, tu în copilăria ta, în adolescența ta, în tinerețea ta revoluționară, tu îmi cântai prin casă, îi cântai... Nu neapărat. Îi ascultam muzica, eu fredonam, eu nu știu ce. Dar nu, tu gândește-te că noi am învățat la școală, în primul rând, limba rusă. Ok. Și eu am fost... N-aveam de ales. Da, dar uite, mama a avut inspirație. Era profesor de niște meditații și de engleză. Și franceză puțin, dar nu știu ce. Mă rog, nu e vorba despre asta, e vorba despre faptul că le-am admirat și le-am ascultat muzica. Asta contează cel mai mult, să-ți facă plăcere să asculți. Cum îl ascult eu acum pe Anthony Hopkins, este ceva, nu se poate, nu există cuvinte. Dom'le, când îți cântă Anthony Hopkins la pian... Doamne, și l-a lansat Andrei Rio cu valsul lui Anthony Hopkins, l-ai ascultat? Doamne, ce... Andrei Rio a compus valsul Anthony. Este așa, ascultați-mă, Anthony Hopkins l-a sunat și i-a spus,
i-a plăcut foarte mult genul de spectacol pe care îl făcea Anthony Hopkins, echipa lui. Și Anthony Hopkins a spus, am un vals, am compus un vals. Vino cu pisica lângă el. Da, vino la mine. Și tu vreau să-l orchestrez. Și nu există spectacol în care Andrei Rio să nu-i cânte valsul lui Anthony Hopkins. Dom'le, este formidabil. Este foarte cantabil. Da, da, știi care e problema? Cantabil. Știi care este treaba senzațională? Care? Anthony Hopkins ne dă acum o lecție. Da. Este un tânăr, da, un copil, da, în vârstă de aproape 80 de ani, da, care se comportă pe TikTok, pe Instagram, da, cum nu se comportă niciun tânăr de 20 de ani. Da, el ne dă o lecție. Exact asta se întâmplă. Anthony Hopkins, la vârsta lui, dă o lecție tuturor. Băi, fraților, nu mă interesează câți ani am. Uite, sunt când trăiesc viața. Trăiesc viața. Iar el a... Știți că a jucat într-un film în care el, cu Brad Pitt, dacă nu mă înșel... Da, Legendele Toamnei. Nu mai spune. Altul. Joe Black, în momentul în care... Vine moartea. Vine moartea, așa, și acolo sunt niște lecții de viață, dacă te uiți în film, dar el este genial, după părerea mea, cel mai mare actor contemporan cu noi și la femei, Meryl Streep. Atât. Fii atent. Ce vorbeam despre valori, stai că am pregătit o chestie frumoasă, vreau să ți-o zic. Nu mă un pic, mă lași să ți-o zic? Te rog, să-ți mă zici. Să nu mă uit. Cântăm un pic la pian, ce valem. Ia. Știam. Fii atent, stăm la moarte la rând, prea tăcuți ca în război, pentru o țară cerând ajutor înapoi. Ca pe cruci să ne scrie într-un banc fără sens, că noi am murit de prostie. Și-am iubit-o intens. Țara asta de patimi, cu mișei și tăgată, înecată în lacrimi și dureri o grămadă. Țara asta nu-și cere niciun drept capital, stă la rând la înviere cu lumina în spital. Iar noi stăm de pază, temători rezervați, ca să știm ce urmează când murim vinovați. Cimitirii în privirea unei țări ce se îndoapă așteptându-și iubirea de la cei care o îngroapă. Dragul meu Horea Brenciu, aici este esență în tot ce am vorbit noi azi. Este scrisă de tine? Nu e scrisă de mine, este scrisă de Narcisa Vădănei, care e un poet formidabil. Îi cânt muzica pe versurile lui și în special versuri cu tentă patriotică, cu dragoste de țară. Noi, astăzi, prin versurile astea, trebuie să spunem poporului român să se deștepte, să-și iubească țara, patria, părinții, neamul, limba română pe care o stâlcim, colegi de-ai mei care cântați. Stâlcim limba română, punem accentele greșit în cântec, ce ne facem? Și eu greșesc, și Horea greșește. Dar să persiști în greșeală, asta deja este o chestie prea greu de explicat. În momentul în care cântăm niște versuri, trebuie să luăm niște studii și să întrebăm un profesor de limba română cum vorbim și cum cântăm și cum ne exprimăm în textul pe care voi îl cântați în cânt. La asta m-am gândit de dimineață, jur. Dar tu ai văzut câtă lume cântă greșit și pun accent greșit. M-am gândit de dimineață greșit. Cum s-a schimbat limba noastră, da, în jumătate de secol. Ții minte cum se vorbea la începutul secolului 20, da, cum erau ziarele, nu știu dacă ați văzut vreodată așa ceva, da, dar pe parcursul acestui secol, spre finalul lui, lucrurile s-au schimbat. Efectiv s-au schimbat. Uite, chiar acum noi suntem într-un podcast. Da, da. Da? Deci, e în pod? Nu. Nu e cu podul. N-are nicio legătură cu podul. Da. Adică noi, într-o frază, avem niște inputuri. Da. Niște adăugiri pe care limba română nu le-a făurit. Le-a făurit... marketingul occidental. Așa iar e. Noi le-am așa luat. Așa e. Nu mai mult, nici mai puțin radiourile din România, dragii mei. Eu iubesc muzica internațională, ascult muzica internațională, îmi face plăcere să o ascult,
Dar nu se poate ca un post ca Radio România Actualități să-ți difuzeze mai mult de 70% muzica internațională. Uitați-vă și ascultați toate radiourile din lume. Franța, Grecia, basarabenii au 10 posturi de radio și își difuzează numai muzica lor, măi. Italia. Noi nu știm să ne difuzăm muzica noastră. Că slavă Domnului avem ce difuza când vorbim de arta noastră. Numai să difuzăm. Sunt foarte puține posturi de radio și în special radiourile locale care difuzează muzică românească. Eu iubesc muzica internațională, bravo, dar să promovăm muzica artiștilor noștri. Asta a fost una dintre părerile mele, mai ales în pandemie. Dacă vrei să ajuți artistul român, difuzează-i muzica. Dacă vrei să ajuți compozitorul român, difuzează-i muzica. Nu, dar dacă vrei să ajuți și statul român. Dacă vrei să ajuți România, da. Autor, România, altă țară. Da. Păi așa e. Asta a fost din toate tipurile. Să rămână aici. Eu mă gândesc că unii nu difuzează muzică românească ca să nu plătească drepturile mai departe pentru Credidam și pentru Uniunea Compozitorilor. Nu știu ce să spun și nu știu cum funcționează tot mașinăria asta. Dar e păcat să nu difuzăm muzica noastră. Și pentru că suntem în decembrie. Așa. Nu mai știu textul. Fii atent, nu te grăbi. L-am scris ieri. Da? Mergem așa pe trăire? Nu mai pe trăire. Știi că mi-a fost frică, mi-e frică de anumite piese pe care le-am pregătit? De ce? Să nu devin prea patetic și să bocesc pe aici? Ei, da. Vorbesc serios. Eu știi că nu pot să cânt anumite piese pentru că mi se pune nodul în gât și mă opresc. Nu, nu mai pot să cânt. Da. Nu pot. Dar asta o cântăm cu bucurie. Împodobește, mamă, bratul și nu te întrista. Asta e seara de Crăciun, este seara ta. Împodobește, bradul tată, că ne așteaptă în prag. Colindător la noi acasă, hai să-i primim cu drag. E masa încărcată de nuci, mere și colăcei. Fi veselă, mamă, la ușă clopoței și cerul stele ascântă, e vremea colindelor. Hai, tată, nu plânge, e seara tuturor. Împodobește, mamă, bradul și nu te întrista. Asta e seara de Crăciun, este seara ta. Împodobește, bradul tată, că ne așteaptă în prag. Colindător la noi acasă, hai să-i primim cu drag. Na 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 ra ra, la na na ra ra. La ra 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 era. La ra 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 ra. La 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 ra ra. La ra 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 ra. Mulțumim. Da. Știi că nu te-am auzit bine din prima. De ce? Dacă vrei să spun, da. Toată lumea dansează cu mine, da. Nu îți arată adevărata forță și prețiozitatea vocii tale. Dar asta da. A, și pe... ei, mă rog, m-am gândit la tata și probabil că nu. Da, dar asta este una dintre o forță de exprimare formidabilă, drept pentru care mi-ai făcut observație. Eu nu, nu, las-o aici, mamă, că nici nu știi. Paul e așa, el așa, da. Deci fii atent aici. Ce avem aici? Aici este cea mai întâlnită, mulțumim frumos, cea mai întâlnită... Așa, un fel de șuba? Nu. Șuba? Șuba, nu.
Ce-i șuba? Șuba este o... șuba este o rețetă basarabeană, o salată basarabeană care seamănă cu asta, numai că are foarte mult pește. Da. A, frumoasă! Da. Este... Asta e salată de bœuf. Exact! Seamănă. Este celebra salată de bœuf. Niciodată, fii atent aici, nici plăcintele, nici salata n-au fost niciodată prezentate în cadrul acestui podcast. Extraordinar. Salata de bœuf. Eu chiar sunt curios. Niciodată n-am gustat salata de bœuf. E bună. Mm. Nu? Mire? Cine a făcut-o? Invariabil se spune eu azi noapte. Trebuia să tai mai mici legumele. Joco pasta, Andreea! Iubire, gata, s-a dus. E foarte gustoasă. Știu că n-ai făcut tu salata, dar firma care a făcut-o e o firmă bună. Niște doamne, sincer. Da? Niște doamne care sunt pe la piața la Borul. Cartoful, ardeiul, mazărea, toate cele care sunt aici, sunt tăiate un pic mai mare. La noi, în Ardeal, se dau pe răzătoare. Da. Deci că știe Clujul. Clujul știe. De unde știi, mă? Din Mănăștur. Stați-ar Mănăștur. Aș vrea un apel către toți din Mănăștur. Dați-mi ceva reprobabil la capitolul Horațiu Boșca. Mulțumim frumos! Pentru că de foarte mult timp... Dar ții minte când ai spus pe scena asta. A fost un moment foarte fain. Doamne! Și oamenii au primit-o. Deci... E foarte interesant că oamenii de diverse vârste au diverse preferințe. Da. Dar eu cred că tu trăiești o satisfacție enormă și de asta vreau să te întreb. Deci tu practic stai așa. Da. În anumite lunele anului. Dincolo de turnele pe care le faci în țară. Dincolo de turnele pe care le faci în țară. Și la un moment dat, e ca și când într-un an de zile cineva pleacă pe 1 ianuarie într-o delegație, într-o călătorie... Dar după aceea stai că trebuie să mă întorc acasă în decembrie. Da. Și în decembrie primul care stă la acasă, bine ai venit, ești tu, muzical vorbind. Muzical, da. Păi am turneu de peste 17 ani și acum plec în... Câte orașe sunt? Păi... Eu am trăit chestia asta pentru că trebuie să știu oamenii. În 2016, când ai venit la sala Palatului... Am fost la Cluj pe 4 decembrie, pe 5 Brașov, Teatru Sic Alexandrescu. Sic, da. 6 decembrie, Satu Mare, Casa de Cultură. 7 decembrie, Oradea, Casa Sindicatelor. 8 decembrie, Sebeș, Casa de Cultură, Lucian Blaga. 9 decembrie, Deva, Centrul Cultural Dragan Munteanu. Dragan Munteanu, 10 decembrie, Sinaia, la Casino, în teatru. Casino, la Sinaia? E ce teatru e la Casino. Nu e partea de jos? În casino există un teatru, o superbitate. Păi, n-am făcut la teatru în casino? N-am intrat niciodată acolo? Este foarte frumos. Cu acustică de teatru. Extraordinar. Pe 11 decembrie la Pitești, la Casa de Cultură a Sindicatelor, 12 decembrie Buzău, Teatru George Ciprian, 13 decembrie Galați, Teatru Muzical Nae Leonard, 14 decembrie Panciu, 15 decembrie Gura Humorului, Casa de Cultură, 19 decembrie Iași, Casa de Cultură a Studenților, 20 decembrie Ajud, Casa de Cultură, 21 decembrie Focșan, Teatru Municipal, 22 decembrie Bacău, Teatru de Vară, Radu Beligan, 24 decembrie Călăraș, 25 decembrie Ploiești, Casa de Cultură a Sindicatelor, 26 decembrie Teatru Național București, 27 decembrie Constanța, Casa de Cultură a Sindicatelor și 28 decembrie Râmnicu Vâlcea, Casa de Cultură a Sindicatelor. M-am zis să văd și o listă, te rog frumos. Da, te rog. Horațiu, caut acum. Știi ce vreau să spun? Nu mă puțin. Da. Eu unde sunt? Tu unde ești? Tu ești separat în alte orașe, dragul meu. Uite ce, eu... Uite, hai să-ți dau o idee. Da, hai să-ți dau o idee. Te rog. Îmi ești prieten, îmi permis să-ți dau o idee. Da. Pe care am făcut-o și noi, am pus-o în practică. Da. Dar ultimul, în 2013, într-un turneu, da. Am zis, băi fraților, gata, o facem. Am luat doi operatori cu mine. Da. I-au filmat pe copii când se trezeau de dimineață, le băteau în ușă. Asta înainte ca Neamărin să facă alea când... Da. Bat în ușă, ne-am oprit, la un dat mergeam către o destinație, către Cluj. Stop! Vedeam, țin minte așa acum, am văzut o turmă de oi. Stop! Mașina! Afară toată lumea!
Toți! Toată orchestra între oi. Filmăm între oi. Deci, da, eu-ți... bine, sunt momente unice, dar nu e timp de asta. Nu e timp. Nu e timp, știi de ce? De ce? Pentru că există și matineele și pe care nu le-am scris aici. Tu... Da. Sunt două echipe cu tehnic care merg separat, însemnând că dacă facem, nu știu, Clujul, joc și Turda. Dar tu de câți ani faci toată... De 18 ani, 17 ani. Dar e o perioadă foarte scurtă. De ce? Perioada sărbătorilor, știți cu toții, Crăciunul. Să cântă două săptămâni, trei săptămâni. Da. N-ai cum să încep din noiembrie, pentru că lumea nu ascultă cântece de Crăciun decât după data de 3-4 decembrie. Când de Sfântul Nicolae, practic, începe Crăciunul. Astăzi e Sfântul Nicolae. Păi aia e, da. De asta spun că e o perioadă scurtă. Nu poți să te desfășori cum ai vrea tu și să pornești la drum pe 1 octombrie. Că nu vine nimeni să te asculte cântând colinde. Deși colindul, să știi... Este practică, știu foarte bine, dinainte de octombrie. Și eu m-am bucurat de faptul că în Basarabia și în Ucraina se ține Crăciunul pe ritualul vechi, însemnând 7, 8, 9, 10 ianuarie. Stimați atunci... colegi, din 2019, Paul, poate nu știați, este director onorific la revista Taifasuri. Da, scriu un editorial. Probabil că datorită lui am dat și eu anumite interviuri, da, în revistă. Păi ai fost de atâtea ori. Vă rog, e proteja, mai proteje. Eu cred că... Tu cum ai primit chestia asta? Mie mi se pare senzațional să fii director onorific al unei reviste care este și cunoscută pe piață și des întâlnită și în benzinării, dar și în la chioșcurile de ziare. Da, este o revistă care are foarte multe sfaturi utile despre sănătate, în primul rând. Și există câteva interviuri cu mari artiști, unii dintre ei valoroși. Directorul onorific este un titlu onorific, dragă Horea. Atât. Și în fiecare săptămână am obligația morală în fața cititorilor mei să scriu acest editorial. Un editorial este despre tine, un editorial este despre o altă personalitate, un editorial este despre un actor. Și un editorial scriu despre gândurile mele de săptămâna trecută. Despre viață. În decembrie mai trebuie să strigă. Dar în mare parte editoriale sunt pozitive, drăguțe, cu gânduri de bine. Ca să... E atâta răutate și ură în țara asta, încât cred că e important să vorbim despre lucruri simple și frumoase. Mulțumesc, dragă. Și apropo, marea bucurie și onoare pe lângă revista Taifasuri este că scriu săptămânal în Literatura și Arta. Literatura și Arta este cel mai valoros ziar de cultură din Republica Moldova, ziar în care a scris Vieru, Republica Nicolae Moldova. Dabija, ziar care iese în print, e pe piață săptămânal. Este un ziar, Literatura și Arta este un ziar imens. Știți cum era magazinul pe vremea copilăriei? Sigur că da, sigur, magazin, da. Exact așa arată ziarul Literatura și Arta. Și acolo scriu mari oameni de cultură. Ador chestia asta pentru că acolo la ei pot să scriu despre lucrurile de la noi. Știi? Te înțeleg perfect. Te rog. Vreau să ating un subiect care mă pasionează de când te-am cunoscut eu pe tine și te-am urmărit încă un brad în sânge. Doamne, ferește. Asta e viața, eu plin nu de brazi. Nu se poate așa ceva. Eu sunt o pepinieră adevărată. Da, așa e. Prima dată, când suntem tineri, ne uităm la televizor. Așa. Primul pe care l-am văzut și m-a lăsat cu gura căscată, da, să mă ierte oamenii și să mă iertați voi că fac această paralelă, dar trebuie să o fac. Da. A fost Elvis Presley. Da. În 70 era la Las Vegas, unde cu onor ai trecut și tu pe acolo. Da, da. Vedeu ce ești, trec peste chestia asta. Și l-am dat la... Ce face Elvis Presley? O pupă pe una, o pupă de-a pe-a doua, coboară în sală și le pupă pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate. Orchestra cântă în continuare. Pe toate. Și revine pe partea altă pe scenă. Zic, băi, ce-a fost asta? N-a cântat. Pe atunci când eram tânăr, copil și doream libertate, eu nu știam ce înseamnă showbiz, acest senzațional sex appeal pe care l-avea și... Bun. Peste câtva timp, prin anii 2000, am văzut niște filmări cu tine. Fii atent, ți-am făcut fuego. Deci nu mai țin minte ce vrei să... Tu stai, tu nu știi. Fii atent. Deci la un moment dat cânta o melodie,
Îmi place foarte mult și sunt fanul acestei interacțiuni senzaționale pe care o ai. A coborât în public și la un semn ca Eminescu vine o fată, îi dă o floare. Așa. Din momentul în care o fată a dat o floare, încă o fată a dat. Încă o fată a dat. Băi, nu că s-a făcut coadă, dar practic parcă era momentul în care tu ai fost în sală și ai zis vreau flori. Nu. Nu. Zi ce vrei să zici, după aia să povestesc. Deci eu cred că asta a fost generată dintr-un punct, de undeva. Nu a fost generată. Lucrul acesta se întâmplă numai în Republica Moldova, dragul meu. Tot ce vedeai tu erau imagini de acolo. Nu uita, în Republica Moldova fiecare spectator vine cu o floare sau cu un buchet de flori. Ăsta e respectul față de public. Da, dar... Domnule, respectul față de public. Bă, dar știi ce a primit omul ăsta? Deci da, a primit flori într-o parte, ținea microfonul așa. Da, eu știu. Și a primit, știi ce a primit? O chestie de... Da. Băi, și stați să vă spun, faza. Munți de flori. Acolo, la sala Palatului în Chișinău, sunt trei doamne săracile. Una deschide cortina, una îți aduce microfonul la cabină și una stă la portă. Eu am dat câte două buchete, trei buchete la una, trei buchete la alta. Dar erau munți de flori după ce se terminau concertele mele. Și eram cu frația Advahov, pe care îi cunoști, mă rog, mare succes după spectacol. Și zic, măi, Vasile, suntem 30 de oameni aici pe scenă. Am primit atâtea flori. Era ora 1 noaptea. Hai să merem să trecem strada, să ducem toate florile la statuia lui Ștefan cel Mare. Bașa. Măi, nu se poate. Și am luat toți florile și ne-am dus și le-am pus la statuia lui Ștefan cel Mare. A fost un gest frumos, nobil, pe care eu nu pot să-l uit niciodată. Dar acolo... Așa e crescută populația. Nu pot să mă duc la spectacol fără o floare, fără un buchet de flori, ca simbol de prețuire pentru artistul care îți cântă. Ei, în timp, făcându-mi admiratorii mei care vin constant la spectacolele mele, au văzut asta cum a văzut Horia. Și ei vin și aici cu flori acum, tu înțelegi? În țară. În asta e un obicei care s-a format în timp. Da, nu, eu nu l-am văzut altcineva. Da, pentru că, nu, așa sunt oamenii drăguți. Scuze-mă. Dar începând de astăzi, vă rog foarte mult să veniți cu niște prăjituri. Cu torturile. Cu torturi. Și cu tort și cu dulce. Și veniți pe... Mănânc eu, nu e o problemă. Așa este. Hore. Deci mi s-a părut senzațional chestia asta. Deci tu un spectacol... La un dat... Deci oamenii stau cu florile și așteaptă clipa. Deci nu așteaptă păi clipa. Păi trebuie să cobori în sală, asta este. Cobori în sală și din momentul ăla, pac! Da. Și noi primim mici clătite. E, asta când comand eu la zile numai care e ideea? Da. Horia este un one-man show. El e născut pentru a face spectacol. Domnule, am învățat de la alții, da? Când era copil. Și eu am învățat de la alții. Domnule, ideea este că cobori acolo, dar tu ești live. Și de unde să știi tu că-ți vin 300 de oameni să aducă flori? Tu trebuie să te descurci cu oamenii. Da. Trebuie să știi ce să faci. Că nu poți să devii penibil. Trebuie să stai acolo 10-15 minute și să ai grijă ce faci ca să ții toată mulțimea aia să te adore, să te urmărească în constant. Pentru că în ultimul rând n-are cum să coboare până la sigur. Și la un dat ți-mi minte că a prins o fată așa, da. Pentru că el trebuie să cânte în continuare melodia lui, sigur, și am și microfonul în mână și nu e ușor. Dar fii atent, tot la Palatul Național cânt cu orchestră, când cântam mai bine, pică toată lumina, furtună în cartier, a căzut un copac pe un stâlp de telegraf și s-a luat lumina. Dom'le, aici vorbim despre educația unui popor. Beznă, nu se vedea nimic. Basarabenii nu s-au ridicat, nu au fluierat, n-au zbierat, au făcut liniște și eu cu toată forța și plămânii am strigat. Vă rog, aprindeți telefoanele mobile să se facă lumină pe scenă și îndreptați-le spre mine. Ei drăguții și-au scos din geantă, doamnele, domnii, telefonile opriți, domn, îndreptați spre mine. 2000 de telefoane trimis erau îndreptate spre mine. S-a făcut lumină pe scenă și stăteau liniștiți. Și eu nervos. În istoria Palatului Național nu s-a luat lumină. Știi cât a durat? 45 de minute. Nu cred. Horia. Prea mult. E enorm. Nu crezi. Enorm. 45 de minute. 45? La început, nervos fiind, am spus, mă, ce să fac în gândul meu? Că trebuie să spun ceva.
Știi ce vreau să cânt eu? Și am început, e pe net. Ai vorbit pe voce? Și am început să cânt, singur. Fără microfon. Și așa-mi vine, câteodată ca e lungă. Stau, băi, băi. Auzi, fii atent, vină cu acolo. Măi, Horea. Și așa-mi vine câteodată, dorule, că e lungă. Da, mă, puțin. Are 20 de strofe. Stai puțin. Vină, mă, cu dar numai un pic. Ideea este, cântam și în timp ce cântam, venea managerul proiectului și îmi spunea la ureche, să știi că nu veni lumina. Păi eu văd că nu veni lumina. Tu trebuie să mai spui ceva, că a căzut un stâlp din altă tensiune peste un copac. Deci s-a stins lumina. Și acum cântăm. Și așa-mi vine câteodată, dorule. Și așa-mi vine câteodată să dau cu cuțitul-n piatră. Să dau cu cuțitul-n piatră, dorule. Din piatră să iasă foc, măi dorule. Din piatră să iasă foc, dacă-n viață n-am noroc. Dacă-n viață n-am noroc, măi dorule. Când s-o împărțit norocul, măi dorule, când s-o împărțit norocul, fost-am dus eu la lucru, fost-am dus eu la lucru, măi dorule. Și la tăți le-o dat cu carul, dorule. Numai mie cu păharul, numai mie cu păharul, dorul. A venit lumina! A venit lumina! Să prindem lumina! A venit lumina! Dragilor, vreau să vă spun că a fost un moment unic ăsta, 45 de minute. Miora Velicu era invitata mea în spectacol și a venit în tricou și în tene și în Adidas și cu blugi, avea doar părul făcut și pusă broboada pe cap și a venit și a spus 10 minute bancuri. Nu. Da, Miora a venit cu 10 minute bancuri. Tot venea și spunea, nu vine lumina, dar eu văd că nu vine lumina. Nu mai trebuie să spui nimica. Mă rog, ei, ce vreau să vă spun cu toată treaba asta? Că se întâmplă neprevăzutul în timpul spectacolului și atunci, dacă nu ești un om ca Brenciu, ca Fuego, să știe să le scoată într-un fel anume, poți să devii penibil, înțelegi? Da, dacă eu lăsam microfonul baltă, nu s-a întâmplat nimic și eu ieșeam. Erau 40 de minute de liniște. 40 de minute de, la noi să zice, de groapă. De... Da, cum să spunem, mai. Da. Da, la noi la blackout. La blackout, da. Se spune în ungurește. Ige în teșe, ige în blackout. E blackout, burtă-mă, burtă-mă. Burtă, da, burtă. Da. Da. Este un lucru formidabil și pentru că s-a format o asemenea atmosferă de inimă albastră. Da. Eu, personal, cred că ție îți place o piesă. De la tine îmi place o piesă. Hai, termină. Intuiția ta merge. Îmi place piesa Septembrie Lun. Ai textul? Da. Eu m-am pregătit pentru tine. Și acum suntem și în formulă completă. Încep eu sau tu? Cine vrei tu? Zi tu. Mă uit, parcă nu știu versurile. Dimineți de septembrie, cu aromă de cafea, unor fiind
ce se ridică. Simplu din țigara ta. Te privesc în tăcere, în oglindă îmi surâd. N-ai secrete, iubire sau emoții să ascunzi. Ai vrea doar să alungi conversațiile lungi. Acum septembrie luni, vrei din nou liniștea, de atunci când toamna începea. De luni, septembrie luni, nopți și zile cu parfumul tău. Acum, când vara a trecut, n-am nevoie de cuvinte, nu, n-am nevoie. M-ați crezut. Băiatul ăsta are voce. Da. Foarte frumos. Piesă foarte frumoasă. Da, l-avem aici și pe compozitor. Bravo. E mafiotul în fața mea. El Bravo. A studiat asta la Don Corleone. Oh. Da, da, da. În Craiova, acolo, au fost mai mulți mafioți. El era unul dintre ei. Așa, așa, cânteți melodia. Cânteți melodia, că e așa. Și toți acolo... Și cum făceați voi în Craiova când cineva era treia mazzo tutto? Făceați așa, ia. Deci, îmi explicați mie de ce melodia asta de mafioți începe cu Parla più piano. Ra-ra-ra-ra.
am mai discutat aici și e un subiect care mi-e foarte drag, pentru că da. Eu am învățat să cânt pe la... La 7 ani a venit primul pian în casă, pianină. Și pe atunci pianinele și în general tot ce legătură cu pianul costa foarte mult, dacă vreau ceva de calitate. Un Blüthner, ți-mi zice așa cum. Și la un moment dat am început să cânt. Prima dată am fost la un profesor și acum știu numele, Rapciuc. S-a întâmplat să încep să cânt Someday my prince will come, papa, și anumite piese rusești. Na, numele. Da. Și la un moment dat am făcut o fractură de... De zi, să-i zic aici, la claviculă, și n-am mai putut face, pentru că orice făceam acum n-am o durea și nu puteam să fac doar cu dreapta. Și în fiecare zi mă încălzeam corespunzător. Ei, și atunci am regretat că nu m-am apucat. Dar după aceea, ușor, ușor, m-am reapucat și primele mele piese erau de Ionel Fernic. Ce fain. Și tata mă ruga, tata își punea un pahar de vin, șpriț, Horica, hai cu tătu și gândă. Și începeam. Cruce albă de mesteacă, tarararararara, 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 tarararararara. Tata era în extaz. Și de atunci, fără ca mie să mor după genul ăsta de romanțe, pentru că, atenție, romanțele nu vin în viața omului la 20 de ani. Da. Nici la 30. Se întâmplă când stăm așa. Ce mai faci, mă, Paul? Uite, bine, la un șpriț cu Horia și cu prietenii. Am fost anul acesta în juriu la Crizantema de Aur. Și eram lângă mari oameni în juriu. Și Matilda Pascal îmi spune: te uiți așa peste capetele oamenilor în sală, în scenă, ce vezi? Toți sunt însuriți. Toți sunt? Însuriți. Însuri? Adică însuriți, însuri. Adică sunt albi la păr. Da. În sală erau 400 de oameni albi la păr, bătrâni, care au venit să asculte romanța. Păi romanța este un gen de muzică unic pentru noi, pentru popor, da. Care încă nu este inclus în patrimoniul imaterial UNESCO, așa cum e colindu sau călușul. Sau... Dar ce vreau să vă spun, nu oricine poate cânta romanța. Dom'le, asta e un stil greu de interpretat. Și mă gândeam că sunt atâția soliști în sală. Erau persoane vârstnice care au venit să asculte romanța și pe scenă romanța era cântată doar de tineri. Băi, o chestie formidabilă! Tu înțelegi despre ce vorbim aici? În sală erau oameni vârstnici care au venit romantici să asculte romanța și în scenă erau tinerii care cântau romanța. Și eram nervos și muream de nervi și tremuram că în sală nu erau tineri care să asculte genul acesta de muzică. Că e păcat de Dumnezeu, de asta se pierde un popor. Dar Alina Mavrodin, directoarea festivalului Crizantema de Aur, care e o bătăioasă de asta și o puternică și un caracter extraordinar de puternic, măi, nu lasă să moară romanța. De zeci de ani romanța la Târgoviște, în luna octombrie, se cântă. Ia puțin tu microfonul. Dar zi-mi o romanță. Hai să cântăm o romanță. Stai că spune-mi. Știi o romanță? Da, dragă, știu o romanță. Zi. Fii-mi de aici. În ce an era? Ia-ți microfonul, mă. În ce an era? În ce an era, mă? În 2014-2015. Așa. Deci... Auzi, nu era cu limită de vârstă, de... Nu era, mă, cu nicio limită. Deci fii atent. Se duce Horațiu. Horațiu a participat la concurs. Când ai participat? În 2014. Ce vadem? Am luat premiu special. Ce fain. Și ce ai cântat? Chiar dați. De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dus de acasă? Să fi rămas fecior la plus. Să fi rămas la coastă, să fi rămas fecior la plug, să fi rămas acasă. Doamne! Extraordinar! Am venit, mă,
dames et messieurs. Ce timbru special ai, doamne, da, da, nu, cum cânti romanță. Extraordinar. I-am dat ce ai zis, mă? Puțin spart. Deci, observ cum se tachinează reciproc? Da, știi foarte bine varianta. Ai oameni talentați, mai și. Dar știi foarte bine varianta asta cu chi se tachin, da? Da. E, pentru că ești un tânăr talentat și am simțit chestia asta, poftim. Ce e asta? O romanță. O romanță, doamne. De ce? De ce oare? De ce oare eu te-am cunoscut? Și de ce pe brațe te-am ținut? Gura tu de ce mi-o săruta? Dacă ai vrut uitării să mă dai, gura tu de ce mi-o sărutai? Dacă ai vrut uitării să mă dai. Fără tine nu miroase nici o floare. Fără tine viața n-are rost. Sub privirea ta mângâietoare, totdeauna fericit am fost. Sub privirea ta am fost. Dumnezeu să odihnească pe Ileana Sărăroi. Iată că a venit și despărțirea, și-am rămas numai cu amintirea. Amintirea serilor de mai, când pe buze tu mă sărutai. Amintirea serilor de mai, când pe buze tu mă sărutai. Ca pe floare spin m-ai aruncat, sufletul rănit mi l-ai lăsat. Tainic în tăcerea nopții plâng, că la pieptul meu nu te mai strâng. Poate că într-o zi asta e
Romantism. Romanță. Bine, Ioana Radu e talon când vorbim de romanță și Mia Braia. Dar să știți că Sărăroiu a fost specială când cânta romanțe. Prin timbru ei aparte, atât de cristalin. Am iubit-o enorm pe Ileana Sărăroiu. Dar special romanța cântată de Ileana Sărăroiu e formidabilă. Da. Să știi că, vorbind despre spectacolele tale, da, eu am observat că există o chestie de marcă înregistrată. Da, care chestie? Două lucruri. Da. Cele mai multe haine ale tale de scenă, da, sunt cu broderii. Da. Iar al doilea lucru, nu știu dacă majoritatea, dar bună parte, da, din vestimentația, da, ta este ca un fel de... Redingotă. Exact. Da. Redingotă pentru că nu mi se potrivesc sacourile scurte. Nu am bustul format pentru asta și mă dezavantajează. Și atunci toate concepțiile pe teme de spectacole făcute de creatorii costumelor mele au fost pe redingote. Nici ție să știi că nu ți se potrivesc sacourile scurte. Adică e foarte important. Noi suntem oameni mai plinuți. Și chestia asta, știi, e foarte important apariția și cum îți scroiește creatorul costumul. Pentru că în timp am lucrat cu mai mulți oameni, uh-huh, pe tema aceasta, de la Doina Levința până la Maria Miu, care este unică în creație pentru teatru și film. Și de curând, în ultimii 3 ani, am colaborat cu designerul Casei Regale, cu Alexandru Ciucu. Noi, așa e conformația noastră, Horia. Dragul meu, eu mi-am propus ca în viitor, da, să ajung, bine zis, la 80-90 de ani, așa, să ajung un trup de filde și să fac și în bustul gol, ca aia de la Coldplay, în bustul gol. Da. Dar până una alta, am o poză cu tine și vreau să-mi spui de unde e poza asta. Poza asta este la București făcută, eram la George Grigoriu la clasă, ah, și stăteam în gazdă. La niște persoane vârstnice, la o bunică și un bunel, pentru că nu-mi plăcea să stau la internat. Nu stăteam la internat din cauza că era gălăgie noaptea și câți nu puteam să mă odihnesc. La internat am stat doar un singur an, eram 6 colegi într-o cameră, dar noi am fost la musical. Noi nu am făcut prima dată teatru. Am fost la musical la facultatea lui Dreamer, dacă știi, la ecologiști. Și pentru că Dreamer nu a primit atestatul de autenticitate, mm, pentru musical, a trebuit să dăm un nou examen. Și atunci am ales actoria, că n-am avut ce face. Eu nu neapărat că am vrut actorie, eu am vrut musical, pentru că acolo se făcea tot, pe stradă, pe revistă. Ai dreptate. Și în momentul în care stăteam la bunei aceea, pentru că m-am mutat, am spus, mamă, eu nu mai pot, când a aruncat unul de la etajul 4 iuveta într-o noapte jos pe coridor, am spus, eu de aici plec. Și mi-am găsit o gazdă, 2 bătrânei. Copilul lor era plecat în Canada, dacă nu mă înșel, și m-au luat pe mine în gazdă. Și ei, a 3 ani, am stat la ei. Și bunicuța îmi făcea supă caldă, încălca hainele. Înțelegi? Și nu, numai că te înțeleg. Ăla este sacoul bunicului. A, da? Și am luat și mi-am făcut poză la ei în casă. A venit un domn cu aparat, aparatura care, da, era, da, în perioada respectivă. Jos era un fotocolor. Primele poze color, dar mie mi le-a făcut alb-negru. Nu numai că te înțeleg. Da. Doar că, o să spun o singură amănunt, și eu am stat... Unde? La 2 bătrâni. Bătrânei, da. Am stat un an de zile, știu și acum familia Stankevici, da, undeva pe la Progresul. Da. Și în fiecare zi... Eu stăteam în baltă albă. Ca să vin la televiziune, mergeam pe jos 1 kilometru până la stația Brâncoveanu. Da. Luam de acolo 7 stații de metrou și de fiecare dată ajungeam la 9 și ceva. Uh-huh. Asta foarte mulți ani de zile și de fiecare dată mă gândesc la ei cu drag. Sper că sunt bine, mersi, și că într-adevăr au contribuit cu o liniște a mea, pentru că dacă nu ai unde să stai, toată arta se duce naibii. Da. Știi cum e, Horia? Cea mai interesantă poveste a bradului este alta. Nu asta, a mea. Cei care au produs videoclipul s-au gândit să găsească un spațiu unde să filmăm. Și-au găsit pe Bulevardul 1 Mai, în cartierul 1 Mai, o casă, o chitică, unde ei vreau neapărat un șemineu.
Și-a bătut la ușă la doamna aceea și-a spus: doamna, am auzit că aveți un șemineu în casă. Era o femeie în vârstă cu un domn în vârstă. Putem să filmăm, nu vă deranjăm mai mult de 3-4 ore. Vine doamna Irina, Gheorghe Turda și un copil tânăr care cântă un cântec. Dar ce cântă? Păi uitați aici, textul așa va fi, nu știu ce, producătorii care au făcut videoclipul. Și doamna, cum spune de mamă, de tată? Da, să vină să filmeze, dar videoclipul ăsta se va da la televizor? Zice, da, se va da. Acceptăm să vină să filmeze, că dacă se dă la televizor, poate o să ne vadă copilul nostru din străinătate, care n-o mai dat pe acasă. Și poate vine și-și vede șemineu și camera. Bătrânii amândoi nu mai sunt, trăiește fiul celălalt frate, care a scris pe internet povestea acestui cântec și durerea pe care el o simte astăzi, ascultând cântecul. Pentru că mama și tatălui vreau atât de mult să-și vadă copilul plecat în străinătate, încât au făcut orice ca măcar șemineul din casă să-l vadă copilul. Șemineul copilăriei, da. Da. Asta e povestea cântecului. Practic. Interesant. Da. Ce mai facem acum? Problema e că tu nu erai atât de... Asta trebuie să-mi spui eu. Cum s-a întâmplat cu Republica Moldova? Da. Când ai devenit și cum ai devenit artist al poporului acolo? A fost, nu știu... Deci tu te-ai născut într-o țară, da, trecând peste România Mare, peste ideea de România Mare. Tu te-ai născut într-o țară, geografic, și ai primit artist al poporului în alta. Da, sunt născut într-o țară cu prea multe nevoi, cu o artă ce zboară tot mai mult dintre noi. Și mi-e teamă că în ceruri să plătesc noi avea la o vamă adevăruri despre patria mea. Mi se cere o ploaie ca într-o secetă în parte, am uitat de războaie, am uitat ce e o carte, pică lumea din mine și-s mai singur în mers. E mai simplu cu pâine, dar mai greu fără vers, Horea. Sunt străin într-o țară cu prea multe nevoi, cu o artă ce zboară tot mai mult dintre noi. Nu știu, parcă încearcă să spună ceva, dar cu alte cuvinte. Nu ție vreau să spun, ci celor care, ci celor care ne privesc. Eu știu lucrul. Și atunci eu mă gândesc că, uite, au fost alții care mi-au apreciat munca în altă parte. Dar vreau să-ți spun un lucru. Nu asta e important, nu titlurile de status importante. A fost onorant pentru mine să văd că președintele Nicolae Timofti mă cheamă la reședința de stat unde, atenție, eu am fost ultimul premiat. Dar înaintea mea au fost 40 de dascăl care aveau peste 80 de ani și au primit medalia Mihai Eminescu. Domnule, nu. Adică ce înseamnă medalia Mihai Eminescu pentru ei? Un titlu onorific de stat. Am înțeles. Care se cheamă Mihai Eminescu. Am înțeles. Unii au primit medalia Ștefan cel Mare și Sfânt. Dar măi, Horea, eu eram în primul rând. Deci au fost cele mai mari emoții din viața mea. Eram cu lacrimile în gât cât cum vedeam că acești dascăli veneau pe rând și primeau aceste medalii și fiecare ținea un mic discurs. Fiecare 5 minute de discurs. Fiecare dascăl vorbea perfect în limba română. Tu înțelegi despre ce vorbim? Din nord de Basarabie, din locuri uitate, din sătucuri uitate, unde glodul e până la brâu. Și ei vorbeau perfect limba română. Eu când am ajuns acolo la final, eu nu mai știu ce să spun. Eram atât de emoționat. A venit bunicul Bălan de la Ozon. Bunelul Bălan. Avea 85 de ani. Și a primit această medalie, Ștefan cel Mare, și a început să vorbească despre Basarabia furată. Doamne, ferește! Am zis că nu mă pot ridica. Eu ce caut eu aici? Eu sunt atât de mic. Eu sunt un zero pe lângă toți oamenii ăștia. Exact așa mă simțeam eu. Și la final, președintele mi-a dat această distincție. Sigur că e onorant, pentru că am stat la brațul lui Grigore Vieru atâția ani și pentru că în perioada în care acolo lucrurile nu erau
la liniștite. Noi, da, liniștite. Eu cântam limba noastră cea română cu maestru Vieru pe stadion, în Orhei, în Cahul, în Soroca, unde vrei tu. Și cântam și veneau câte 15-20 de mii de oameni pe stadion să ne asculte. Și eu spuneam, sărut vatra, așa-l ei nume, care veșnic ne adună, vatra cea născut pe lume, limba noastră cea română. Și maestru Vieru lângă mine începea. Din Basarabia vă scriu, dulci frați, de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Da, niște momente, nu pot, că te apuci să plângi dacă spun tot. N-ai cum, pentru că tu ești un om care trăiește și te simt. Ești vesel, faci show, dar când e vorba de trăire și de simț, te-am simțit. De asta mi-e mie un pic așa. Ciudă. Ciudă, mă. Când văd că uneori nu e cum mi-aș dori atunci când vine vorba de acest popor. Asta e marea diferență între publicul din, din Basarabia, Republica Moldova și România. Da. E faptul că ei dau credit artistului și îl fac să se simtă puternic. Da. Iar la noi, în partea asta, e ca și când am avea alte, nu știu cum să spun, alte surse de distracție și punem artistul pe ultimul loc, ăsta să fie... Asta nu știu dacă relația? Neapărat artistul. Arta adevărat o punem pe ultimul loc întotdeauna. Eu așa consider. Pentru că vedem ce se promovează în ziua de astăzi. Cu toții înțelegem lucrul acesta, dar asta nu contează să neglijăm valorile. Absolut. Un popor trebuie să-și prețuiască valorile și să le iubească. Eu așa consider. Dar nu mai contează. Contează că, uite, facem lucruri frumoase, că ne-am întâlnit aici la plăcintele astea basarabene și la vinul basarabean, ne simțim bine și vă doresc să fiți sănătoși cu toții și să aveți parte de sărbători liniștite. Sărbători frumoase, numai că, numai că vin întrebări mai grele acum. Paul, întrebarea roșie. Te rog, dragul meu. Ai suferit în dragoste? Eu? Da. Așa, sunt întrebări de astea scurte. Da. Ca orice om am suferit, nu? Perfect. Da. O, Doamne, nu mă nebuni. Dar vrei să povestesc înainte? Da, 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 zi. Asta e cântec lansat în Cenaclu Flacăra, a maestrului Adrian Păunescu. Nu se cheamă Romador Ochii de Mădor. Nu așa se cheamă? Baladă spulberată de vânt, oare? Baladă spulberată de vânt? Nu am telefonul la mine. Nu se cheamă Romador Ochii Mădor. Mă rog. Să știi că nu se... Am simțit lucrul ăsta, că mă uitam așa la titlu, zic, bă, nu-i nume de titlu. Într-adevăr, probabil că se numea altcumva. Da. E un cântec pe care îl cântă toată lumea. Important este să nu... să se cântăm corect linia melodică, pentru că unii n-au mai cântat cântecul așa cum e el și interesant. Au făcut tot felul de stiluri. L-au stilizat, l-au stricat unii, înțelegi? Nu l-au cântat așa cum e el, frumos, cu suflet. Pentru că e important să fie cântat așa cum trebuie și, din păcate, autorul versurilor ne-a părăsit până, dacă nu mă înșel, înainte de COVID sau în plin COVID, mă rog, proiectul meu de caritate l-a sprijinit pe maestru și atunci mă bucur acum să-i cânt versurile. Să-mi spui dacă e groove-ul bun. Începem. Rău mă dor, ochii mă dor, de lumina stelelor. Rău mă dor, ochii mă dor, de lumina stelelor. Și mă duc, și iar mă duc, până la izvor sub nuc. Și mă fac, lemn de braț și lemn de fac. Dar mă dor picioarele, de bătut cărările. Rău mă dor picioarele, de bătut cărările. Și mă duc, și iar mă duc,
izvor sub nunt și mă fac și iar mă fac lemn de draci, lemn de fac. Dar rău mă doare inima că iubești pe altcineva. Rău mă doare inima că iubești pe altcineva. Și mă duc și iar mă duc până la izvor sub nuc. Și mă fac și iar mă fac și lemn de fac. Unde ai plecat nu știu, că-mi e sufletul pustiu. Da, unde ai plecat nu știu, că-mi e sufletul. Și mă duc și iar mă duc până la izvor sub nuc. Și mă fac și iar mă fac lemn de draci și lemn de fac. Rău mă dor, ochii mă dor, test. Deci efectiv am zis, aoleo, zic, dacă mă prind acum Paul cu o greșeală, să uită așa la mine. Nu te-ai pregătit prea bine pentru astăzi. Deci e... Deci asta... E foarte interesant. Este prima dată când eu cânt această melodie. Da? Dar să-l cânt, sună un telefon. A, nu. Nu, e, așa sună toate instrumentele noastre la telefon. Da. Ar trebui să-l cânti și în concert, pentru că vei face succes. Toată lumea știe versurile astea. Da. De ce să nu cânti? Deci, eu știi că eu îți cântăm două piese. Da. Una este Toată lumea dansează cu mine. Da. Iar de asta spun, mi-ai spus la început că e discotecă. Toată lumea dansează cu mine este o piesă care face este show. Foarte cunoscută și face show. Da, da. Vreau să te întreb acum. Da. Tu ai pornit cu un tip de muzică pe care, nu știu, poate firea ta nu-l îmbrățișează cu toată puterea. Nu, așa e. E un lucru pe care eu l-am... Băi, stai puțin. E ca și când eu am început cu heavy metal. Stai puțin, nu-ți place pop? Ba da, da, heavy metal a fost. Da, este foarte bine în profesia aceasta să faci și sacrificii. Corect. Dar atenție. N-am cântat ceva ce nu mi-a plăcut. Absolut. Nu a fost pe gustul meu, dar îmi făcea plăcere pentru că veneam cu un stil nou de muzică. Atenție, știi cine a cântat prima dată stilul acesta în România? Cine? Marina Voica. A, Marina, da. Culmea, rusoică de la Ivanovo, venea în România să cânte stilul latino. Care era piesa? Marina cânta multe, doamne. Da. Nu știu. Nu, ea e cu ăsta. Da, ăsta era asta. Da, Marina era... Și apărea în rochile alea latino, cu nu știu ce, cu castanietele. Și cu... frumoasă foc, garofa aia, da, stilizată. Da, adică ea a început să cânte asta în România și cânta cu mare succes lucrul acesta. Noi am venit cu un latino modern, știi? Dar... Dacă acum ar veni cineva la tine, ți-a zice, Paul, uite, asta e o piesă. Da, el nu era latino. Da, nu era latino da, aia. Da. Da. Era la Mino. Fii atent aici. Da. Dacă, de exemplu, ai...
nu, îți face plăcere, dar nu e pe profilul tău. Da. Dacă, de exemplu, ar veni acum cineva, pentru că acum vărul moștenitor al tronului de latino este reggaetonul. Da, da, da. Reggaeton care sună așa. Ăsta e reggaeton. Adică se înscrie și acum. Toată lumea dansează cu... Da? Da? Ce să dansează? Ok. Da, e fain. Paul? Și după aia intră unul. Toată lumea dansează cu mine. Nu, vorbesc, fac în fel și chip, că pot să faci chestia asta. Sună foarte bine așa. Deci fii atent. Putem aici să o remixăm. Să o facem amândoi remixată. Tu glumești? Nu, dar glumesc. Bine. Face mare succes. Hai să-ți dau un exemplu formidabil. Zim. Sărut femeie mâna ta, piesă scrisă pentru mine de Ian Raiburg, am lansat piesa în România. După niște ani, iasă artistul ăsta internațional, cum îl cheamă? Maluma. Maluma, care cântă și el o piesă asemănătoare, mă rog, asemănătoare, da. Mi se spera tu coras. Da, și un băiat din Vrancea, care știe tehnică așa, extraordinar, a pus amândouă cântecele una lângă alta și a făcut un mixaj care, atenție, s-a cântat 2 ani în toate cluburile. Dar cum îți explici chestia? Eu zic că după Crăciunul ăsta, după ce treci prin toate... Să ne ocupăm să venim să aici la școala ta de artă. Absolut. Și să facem noi un proiect pe reggaeton. Și cu solo de trompetă. Și țin solo de trompetă. Țin adică, la solo de trompetă. Adică, vezi, el niciodată nu scoate ardealul din discuție. Nu! Pentru că e, da, te văd. Tu mai știi solo-uri de trompetă de pentru latino, așa, mai știi? Nu mai știi. Vreau, am absolvit conservatorul și filarmonica din Cluj, nu? Reggaetone. Deci filarmonica din Cluj este plină de reggaeton. Asta vreau să spun. Vreau să te rog, să spun că este lucru la care țin să ți-l spun de mulți ani, vreau să spun lucrul ăsta. Tot ceea ce pictezi tu este sub emblema Art by Fuego. Da. Tu faci aceste expoziții. Da. Vernisaje. Vernisaje. Pentru ca după aceea, în urma... Vernisaje pentru că picturile mele nu stau în expoziție. Ele se vând. În urma... Așa. Vinderii acestor... Da, da. Sprijinim artiștii bolnavi ai României și ai Republicii Moldova și tinerii talentați care nu sunt cunoscuți. Ai un număr pe parcursul anilor de oameni ajutați în sensul ăsta? Până în 600 de artiști deja, dar proiectul are doar 7 ani. Cum a fost ideea? Eu nu am vrut să-mi arăt picturile în public pentru că am spus că fac niște lucruri hidoase. În momentul în care criticul de artă Doina Păuleanu a venit la mine, acasă, pentru că am chemat-o să vadă, ca specialist, să tragă un ochi, pentru că eu sunt un amator, n-am făcut studii, nu am studii de artă plastică, pentru că n-am avut timp când să mai fac și artă plastică. Și Doina zice, vai Paul, dar zice, sunt foarte interesante că eu pictez mai mult flori. Casele le fac în cuțit. Și hai să faci un proiect de caritate, că îți permiți să faci asta. Ai ajuns în situația în care poți să faci asta. Asta aș m-a gândit în copilărie, că nu m-a ajutat nimeni, măi. Și cum am pornit, și cu trenul, și cu acceleratul, și drumurile, și la Grigoriu. Și n-aveam bani, și mă rog, și mama muncea pe brânci să mă țină în facultate aici la București. Și... Dom'le, nu mi-a întins nimeni o mână de ajutor. Și am spus, dom'le, de ce să nu fac proiectul ăsta să-mi ajut semenii? Și am făcut prima expoziție, primul vernisaj, cu vânzare în seara respectivă. Mă duc în 3-4 orașe o dată pe an, acum am avut la Galați săptămâna trecută. Foarte fain a fost, au fost 150 de oameni, am vândut 25 de lucrări. Și cu banii sprijinim 4 tineri talentați din Galați în seara respectivă. Uh-huh. Și, uite, de exemplu, cu bănuții pe care i-am strâns anul acesta, am reușit să plătesc cele 2 busturi ale marilor poeți Nicolae Dabija și Grigore Vieru și le-am expus la Chișinău. Bustul maestrului Vieru este expus la Centrul Internațional Academic Eminescu și bustul lui Nicolae Dabija la redacția revistei Literatura și Arta. Adică vreau să fac niște lucruri care să rămână, înțelegi? Și totodată arta mea rămâne și pe peretele cuiva. Mă bucur când văd că vin români acasă vara, de exemplu, din America, din Australia, din Canada și vor să achiziționeze o lucrare și să o duc acolo cu ei. Mm-hmm. Adică sunt lucruri care te impresionează și fac chestia cel puțin în pandemie, dacă am stat închiși, dacă n-am avut cântări, n-am avut evenimente.
Am orchestrat un album întreg și am pictat, că altceva n-am avut de făcut și m-am uitat la Netflix. Dar îți dai seama, sunt lucruri care, cum să spun, se fac la timpul potrivit. Eu în 2 ani de pandemie am făcut multe atunci când vine vorba de arta mea plastică. Și de asta spun, nu poți să le faci pe toate, dar când ai un pic așa de timp liber, de exemplu, noi artiștii nu cântăm ianuarie, că e lună mortă, cum se zice la noi. În ianuarie pictez, în lunile de post, de exemplu, de Paști. Nu prea avem evenimente foarte multe, că e postul Paștelui. Corect. Și mi umplu activitățile făcând lucruri interesante pentru sufletul meu și să fac ce-mi place mie, să mă simt eu bine. Și atunci, dacă fac 3-4 manifestări pe an în care să sprijinim niște artiști, adică lista e lungă celor care au fost sprijiniți și mari artiști, dar care din păcate nu mai sunt printre noi. Eu unde pot să-ți cumpăr un tablou? Tot când vrei tu poți să cumperi un tablou. Păi vreau să-l și-l văd. Unde-l văd? Când mă duc acum acasă de la tine, cobor în atelier, că am atelierul acasă. Ok. Și-ți fac câteva fotografii și ți le trimit pe WhatsApp. No. Perfect. Am rezolvat-o și asta. Da. Eu vreau să zic că te invidiez puțin pentru faptul că ai fost aproape de maestru Vieru. Da, da. Pentru mine maestru Vieru este doar o fotografie și niște discursuri și un om care a luptat atunci și fiind în spatele gratiilor, atenție. Da. Pentru mine asta e imaginea lui Grigore Vieru, dincolo de tot ce a scris. Da. E adevărat că nu suntem prea familiarizați cu scrierile lui aici, dar asta se poate îndrepta spre viitor. Pe viitor. Ceea ce vreau să spun este că, spune-mi cum l-ai cunoscut. Cum? Te-ai dus acolo, maestre Vieru, sunt Paul. Nu, dar nu eu, nu așa l-am cunoscut. Am cântat Casa Părintească, Nu se vinde. Am lansat în România Casa cu videoclipul piesei. Este o piesă pe versurile lui, compusă de Mihai Ciobanu, care este un compozitor și un cantautor remarcabil din Republică. Mie mi-a plăcut piesa, am ascultat piesa, l-am sunat pe maestru Mihai Ciobanu pentru că el deține drepturile de autor și l-am rugat să îmi dea cântecul să-l interpretez. Așa l-am lansat în România și la un an jumate după ce am lansat cântecul în România, pentru că se tot dădea pe televiziune videoclipul, primesc un telefon. După un an jumate? După un an și ceva. Și zice așa telefonul. Bună ziua, domnul Paul Surugiu. Da, sunt un poet din Basarabia. V-am sunat nu ca să vă cer ceva, ci să vă dăruiesc niște versuri. Și așa s-a născut colaborarea mea cu Grigore Vieru. Te-ai dus tu acolo? Da, m-am dus. Eu n-am să uit niciodată, Hotelul Național nu mai există în Chișinău. Și maestru a venit cu un loden, cu o pălărie și cu o servietă plină de versuri. Și când a plecat, și-a uitat lodenul și pălăria. Și-a ajuns acasă și-am sunat pe fix la doamna Vieru și a zis, Paul, el e cucerit de versurile lui și își uită absolut tot pe unde pleacă, dar niciodată nu uită să ia servieta cu versurile. Domnule, formidabil! Pleca maestru Grigore Vieru din București către Chișinău cu trenul Prietenia, dar s-a suit greșit. Mi-a explicat el toată povestea și m-am suit, Paul, în acceleratul care duce la Oradea. Și pe drum am văzut cât de frumoasă e țara noastră și nu realizam că eu plec spre Oradea, pentru că eu scriam versuri. Și la finalul drumului a venit nănașul, da? Care a spus, maestre, am ajuns. Și el a spus, am ajuns la Chișinău. Nu, la Oradea. La Oradea? Ce frumoasă e țara. Domnule, maestru Vieru era un poet care se dăruia. Pentru el nu exista timpul. Nu mai conta în ce tren s-a urcat. El așa scria versul. Acolo, în trenul acela accelerat, s-au născut atâtea poeme în 12 ore. De exemplu, m-am dus odată și am spus, maestre, dar nu țineți minte legenda aceea când mergi pe drum, pe nisip și mai e urmă lângă tine și urma aceea este Dumnezeu care la final
Nu se vede persoana, dar urmele pașilor pe nisip lângă tine sunt practic divinitatea, Dumnezeu, care te ține în brațe la final. Vai, ce poveste interesantă! Și în trei zile mă sună și îmi spune: pășeam prin Sfânta Rohorare pe al mării țărmure frățesc, mirat că două urme clare pe ale mele le însoțesc. Pășeam în dimineața lină, atât de fericit, păream eu însumi o lumină în universul infinit. Creștin, am înțeles pe dată că cel alăturea pășind era chiar Domnul, ce se arată prin semne numai, ori în gând. Pe mare încetau furtuna, dragi urme mă însoțeau ca în vis, voiam să le sărut într-una, ca pe al măicuței mele plâns. Tristețea însă am simțit când am văzut, când am văzut că cele două urme de aur m-au părăsit, au dispărut. Aici ai frumusețea. Nu-ți mai sunt drag eu, Doamne, oare? L-am întrebat pe Dumnezeu și am auzit un glas de soare: te duc în brațe, fiul meu. Cât de pasionat să fii de această mică legendă și tu să-i scrii versurile atât de magistral. Dom'le, cât să pălească și legenda. Grigore Vieru a fost dăruit pentru poezia românească, pentru arta românească. Nu uitați că cele mai frumoase șlagăre pe care astăzi le cântă unii dintre artiștii din generația nouă și le pun proiectele pe ritmuri moderne, sunt scrise de Grigore Vieru. Melancolie, dulce melodie. Romantică mi-e tristețea și inima romantică. Frumusețea și căruntețea, versurile lui. Nu mai spunem despre Eugen Doga și filmul Maria Mirabela. Tot filmul e pe versurile lui Grigore Vieru. Maria Mirabela. Păi sigur, măi, copiii noștri, unii la grădiniță, cântă Maria Mirabela. Și aduc aminte, educatoarele îi învață pe copii. Da, da, da. Dar nu le explică faptul că versurile, muzica, sunt scrise de mari artiști ai neamului nostru. Și oamenii nu știu lucrul acesta. Pentru că nu li se spune. Înțelegi? Mă duce gândul la Mihai Constantinescu. Ce? Dar versurile lui Vieru și Doina și Ion cântau: bucurați-vă, prieteni. Vai! Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de un cântec ce vi-a dat ca să-l cântați. Bucurați-vă de un cântec de un strop cu flori de tei. Bucurați-vă de o viață, de puterea dragostei. Cred că bine zic versurile. Oricum, sunt niște capodopere care au fost scrise de maestru Grigore Vieru. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească. Da, Horia. Vorbind de poeți. Te rog. Nu cred. Nu, dar asta e prea grea. Da, Grigore Vieru a scris versurile. Muzica magistral scrisă de Ion Aldea Teodorovici. La zidirea soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. Știi ce faci tu cu emisiunea asta? Da, știu. O las copiilor mei. La zidirea soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. Noi muncind întocmai ne-am ales cu, ne-am ales cu Domnul Eminescu. Domnul cel de pasăre măiastră, Domnul cel de nemurirea noastră, Eminescu.
moștenirea lăsată de soții Ion și Doina Aldea Teodorovici este pentru, desigur, toate generațiile care vor veni după noi, dar și pentru Cristofor Aldea Teodorovici, pe care îl felicit, pentru că să știți că acest tânăr care cântă foarte frumos și cântă tot repertoriul părinților lui, duce mai departe muzica celor doi părinți, care va rămâne nemuritoare. Și sunt foarte fericit de fiecare dată când cânt un refren scris de Ion Aldea Teodorovici. Da. Da, am cunoscut această piesă cu mulți ani în urmă și de fiecare dată mă apropii cu teamă de ea, dacă îți vine să crezi, atât de piesa asta, cât și de, da, de România. Da, da. Pentru că piesele astea, nu știu, dacă aș fi fost străin, probabil aș fi cântat la șampanie. Dar parcă spune despre viața mea ceva, știi? Parcă ceva din mine e prins acolo în versurile respective. Dar fiecare român ar trebui să simtă lucrul acesta, pentru că vorbim despre cel mai mare poet al neamului nostru românesc, geniu. Și versurile astea îl, nu știu, ne identificăm cu versurile. Exact. Da, da. La câte la sezon e drag de România mea? Sezonul 9 acum și dacă se vrea, facem și sezonul 10 să fie sezon. Dacă putem să facem un sezon aniversar, știi? Da, știi că a face acum în televiziunea română și fără perdea spre lucrul ăsta, da, este o aventură. Da. Da, băi da, spun eu. Nu că m-aș fi aventurat eu când m-a invitat la emisiunea alături de orchestră. Nu că m-aș fi aventurat eu prin televiziune. Numai că se întâmplă un lucru foarte clar în televiziune. Nu știu, parcă tipul ăsta de emisiune nu mai e. E pe cale de dispariție, știi? Da. No. Uitându-mă în stânga și în dreapta, practic o emisiune similară nu mai există. Nu mai există, dar e bine să fim altfel. Pentru că, dragul meu, emisiunea și proiectul sunt eu. E gândirea mea și a colegilor mei, puțin de altfel la număr, dar luptăm și noi acolo cu morile de vânt. Eu știu că luptați cu morile de vânt. Eu te întreb, da, piesa... Te rog. Piesa aceasta, ai cântat-o vreodată? Care, dragul meu? În timpul emisiei tale? În timpul emisiei tale? Am cântat-o. Am cântat-o și cu tine odată. Dar nu la emisiune. Asta? N-am cântat? Asta nu. Nu, e prima dată când o cânt. La Sala Palatului. Dragule, am cântat-o nu, împreună. Cântarea mea nu am cântat am la cântat-o Sala Palatului. Împreună. La Sala Palatului. Amândoi. Ba, da. Vezi? Care da, mă, dar noi n-am cântat. Care e diferența între a fi bătrân și a fi mai tânăr? Uite, Cristiane, tu vezi-ți de Craiova ta, de ochelarii tăi, de geaca ta de blugi sau ce, mă rog, de piele și lasă-mă pe mine să... Problema e că atunci... Deci, când mă văd așa cu ochelaria de soare, parcă au venit Don Corleone cu frasul. Trebuie să spunem celor care ne privesc acum că... Piesa e scrisă de Temistocle Popa, un mare compozitor român care are sute de șlagăre. Dar ce vreau să spun este că piesa a fost lansată în Rusia. Unde? La Moscova. Da? De către Dan Spătarul în filmul Cântecele Mării. Sper să nu greșesc, doamna Sida. Un film în limba rusă unde Dan Spătaru cânta piesa aceasta. Dacă cred că știți și imaginea pe un Pe un ponton. Pe un ponton. Exact. Da. Și cânta chitara mea. Știi că am fost la Slaviansky Bazar în Bielorusia acum vreo 15 ani și am câștigat premiul publicului. Și trebuia să cânt o piesă. Zic, mai ce să cânt dintre cele două? Una trebuia să fie obligatoriu în limba rusă și una trebuia în limba ta. Și zic, mai dacă cânt chitara mea, că știa toți din Uniunea Sovietică, toți știau limba rusă, toți știau cântecul. În română? În rusă. Dar l-a cântat și în rusă. În rusă, pentru că așa era, era obligată treaba asta. Acum 15-20 de ani. Da. Și măi, fără modestie, s-o ridica lumea. Toți știau cântecul din film.
Din Cântecele Mării. Asta deci, este un mare șlagăr în deci Rusia. Deci Dan Spătaru, da, la vârsta aia, știi cu cine semăna? Cu Daniel Craig. Da, da. Vorbesc serios. Da, da, da. 007. Da, deci Dan Spătaru era prezentabil suplu, da, frumos. Și dansa, protagonist alături de el, cred că era o rusoaică. Da, da, cred, da. Și asta, dar nu numai asta, și melodia și toată conjunctura respectivă, i-a creat, cred că a fost unul dintre puținii artiști români care a avut o piață de desfacere atât de, da, consistentă, da, precum, da, Rusia. Da, da. Și mai apoi s-a bucurat cântecul în România de succes și uite că toată lumea îl cântă și până astăzi, dar să nu uităm să spunem Dan Spătaru, pentru că el este cel care a lansat cântecul. Eu nu știu versurile prea bine, dacă greșesc cumva să mi se ceară bătăi pe spate. Să încep eu sau tu? Te rog. Pentru flori și iubire, pentru viață mereu, pentru oameni prieteni, zboară cântecul meu. Iau chitara sub braț și împreună cu ea, oriunde aș fi, cântă inima mea. Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Ai cântat toți cu noi, ce frumoasă-i dragostea. Lai, 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 lai. Când se aprind licurici peste întregul pământ, noaptea-și caută romanța doar pe strune de vânt. Iau chitara sub braț și împreună cu ea, legănată de dor, cântă inima mea. Pauză de șpriț, pauză. Stați cu instrumentele acolo. Așa, am mâncat, ne-am destrăt. Și acum ne aranjăm. Într-un glas amândoi să cântăm chitara mea. Hai cântați toți cu noi, ce frumoasă-i dragostea. Ție, frate Bălcescule, a făcut dreptate. S-a făcut. Deci, băi, deci fii aici, cum ești tu? Tu ești așa liniștit și deodată, pac, îți vine o nebunie. Deci, mie mi-ar fi frică, dar în același timp a simțit o plăcere absolut nemărginită să te pot urmări, să-ți fiu aproape, tocmai pentru că ai combinația asta de adult super matur cu un copil nebun în turda, da, care odată îți spune ceva să te lase mască. Da. Oricum, eu sunt la primul podcast. Eu nu mă duc la podcasturi. Nu mă duc. Am atâta treabă încât mai de la podcasturi nu mă duc. Dar am venit la tine pentru că și tu ai venit la mine la emisiune. Nu, dar eu am venit la tine de plăcere. Da, de plăcere am venit și eu acum și îți mărturisesc că este unul dintre cele mai frumoase interviuri pe care l-am avut. Mă bucur tare mult. Piperat așa cu muzică și cu momente pe care mi le-am adus aminte și
momente emoționante. Te felicit și îți mulțumesc din tot sufletul pentru că mi-ai adus în memorie câțiva oameni valoroși din viața mea. Da, dar dacă mai stăm mult și facem numai așa, o să facem și niște viituri pe aici din cauza... Să vină grătarele! Iubire! Iubire! Să vină grătarele, că ne-o dat numai plăcinche și salată biuf. Ce-o zis, că mă cucerești cu salata biuf de ardeal și cu asta. E, pune de grătare aici. Eu m-am gândit foarte bine. Te rog. Ce se poate face ca să combin România dodoloasă așa cu sărbătorile, cu un decembrie? Da. Un grătar ar fi fost prea banal. Și americanul face barbecue. Nu mă bag la chestia asta. Și atunci am rugat-o, zic, renul meu, renițele mele. Știi că la masa asta m-au ajutat ambele fete mari ale mele, Maria și Sărumâna. Maria și Andreea sunt renițele mele. Și da? Ce-au adus acolo? Nu știu ce-au adus acolo, dar cu siguranță o să fie încântat, pentru că acum... Aoleo! Cum? Nu, să nu cumva să te gândești la purcei cu lapte. Este vorba de sarmale, nu cred. Și ardei iute. Da, hai să vă povestesc cu ardeiul. S-ar putea să frigă, sunt și calde. Iară tu le-ai făcut azi noapte. Și acum și cu dă-mi asta încoace, dragă. Uite, pentru prima dată filmez. Măi, dar cum să ține microfonul să mâncăm? Așa? Deci ăsta este aparatul care vine în jos, în jos, în jos. În jos, în jos. Așa, da. Deci, acesta este gimbalul, care vine așa în jos și se uită peste sarmale și trece aici peste formidabila smântână. Extraordinar. Și prin ardeiul... Hai să povestesc cu ardeiul. Și... Eram la mare și cu mama și cu tata. Unde să mă uit să povestesc? Uite acolo. Și măi, zic că ciorbele la mare, dobrogea ciorbe, nu-s cu supele. Absolut. Și tata tot spunea la femeia asta care ne servea, era mic, eu știa, doamna, aduceți-ne un pișcător. Un pișcător? Aduce, pe așa e la noi în Ardeal. Aduceți-ne un pișcător, că ciorba asta nu mere fără pișcător. Aia pleacă, nu se mai întoarce. Tata s-a tătuit, dar unde a dispărut ospătărița asta? Prin OJT sau cum mergeam la mare? Da, OJT, Organizația Județeană de Turism. Măi, și la un moment dat vine aia tristă, supărată, ce tata, doamnă, dar mi-ați promis că ne-a dat un pișcător, că nici n-are gust ciorba asta fără pișcător. Și doamna întreabă, dar ce e aia pișător? Doamnă, ardei iute, doamna Dunie. În Ardeala, ardei iute se spune pișcător. Da, nu, uite, până acum nimeni. Chiar nu-mi pișcă ăsta. Vai, am eu pișcă. Al tău pișcă? Da. Aoleu, pișcă așa mea. Smântână, am înțeles că are cele mai puține calorii. Așa e. Ce? Calorii negative? Nu vă supărați, dar cât durează podcastul ăsta? Și noi ne întrebăm. Nu, dar ca de curiozitate, ați mai fost, că au fost alți artiști aici, cât au stat? Da? E, niciodată. Dacă te legi de alte melodii, eu știu piesa niciodată. Niciodată, niciodată. Dacă îmi spui și cine a scris piesa? Viorel Gavrila. Bravo! Alături de Viorel Gavrila, am început acum 20 de ani proiectul orchestre mele. Era o emisiune la Antena 1, se numea Gong Show. De fapt, am început la Sarabanda, în 99. Da. Și mi-am zis, ce frumos este să cânt. Și la același timp, uite că pot să mențin pianul și să vorbesc peste el. Formidabil! Măi, descoperirea asta cred că m-a marcat pe viață. Și acum, din când în când, îl rog pe colegul meu, Sergiu, din Satul Mare, zic, măi, Sergiu, tu când ești la baterie, destrăbălează-te. Nu mai sta cal, destrăbălează-te. Și ca atare am creat, încet, încet, niște momente pentru fiecare dintre ei. Niște momente de voce, niște momente de instrumental, pentru că dacă tu ești pe o scenă, eu n-am cea mai strălucită voce din lume, eu n-am cea mai strălucită prezență fizică din lume, despre dar... Despre ce vorbim aici? Despre spectacol. Păi aia este. Și zic, mă, stai puțin, că eu am o echipă de care ne bucurăm. Da. Bucură-te de ceva și publicul o să resimtă așa acea bucurie. Este. Asta este explicația pe care o așteptam
în finalul acestui podcast, că există un Florin Piersic care, dacă ți aduci aminte, a scos un album CD cu Dan Iagnov, Dumnezeu să-l odihnească. Da, da, da. Cântece de dragoste. Florin cânta la plăcere. Lumea era nebunită. Nu știu cum a fost pentru tine, dar parodia în care ai fost prins, da, semnată de Bendeac, da, pe mine m-a nedumerit. Să spun și de ce. Îți spun punctul meu de vedere. Adică eu am văzut acolo un Fuego pe care nu-l recunoșteam, pe care nu știam, pe care nu-l aveam în minte, da, dar în același timp mi-am dat seama că pentru a face o parodie, el trebuie să insiste, el trebuie să exagereze puțin. Asta era în mintea mea atunci. Una peste alta m-a nedumerit puțin pentru că nu era Fuego pe care îl știam eu. Da, nu sunt ăla. Cred că te-a lovit, ai avut un... Nu neapărat. În general, artiștii, în momentul în care vin pe scenă, de la debut trebuie să-și asume profesia aceasta. Înțeles. Eu mi-am asumat această profesie. Nu toată lumea te iubește. Nu toată lumea te respectă. Nu toată lumea te apreciază pe tine ca artist. Suntem într-o țară liberă. Eu vreau să spun că ai fost unul dintre oamenii, da, și una dintre motivațiile pentru care, da, eu, la fel ca și tine, da, nu mi-am vândut casa. Ai casa la Brașov încă? Da. Apartamentul sau nu, casă? Nu, nu, nu. Casă. Casa mea este o casă din 1800. Este în cartierul vechi. Fetele mele mari o știu foarte bine pentru că o renovează chiar acum și îi dau o strălucire. Dar nu o renovează punându-i sticlă semi-prețioasă cu briliante pe jos. Da, da. Și la un moment dat trebuie să-ți mărturisesc că am fost într-o strâmtorare economică undeva în anii 2000 și am zis trebuie să o vând. Dar un îngeraș care era lângă mine mi-a zis: Horia, nu te mai gândi la brăcă, gândește-te la lucruri frumoase, nu te gândi la... Prețuiește-ți amintirile, da, da, prețuiește-ți familia, prețuiește locul unde ai tăi erau acolo. Da, nu, da, faci prostiile, da, astea. Da, da. Și când a venit casa părintească nu se vinde, am zis, nu este o reclamă imobiliară. Atenție! Este un îndemn pentru că practic în acea casă este sufletul de copil, de adolescent și, da, viață, o parte a vieții tale. Practic vinzi o parte a vieții tale. Și m-am gândit că nu trebuie să o vând. Exact așa cum ai făcut tu și cu apartamentul acela, da, 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 din... Da. În cazul în care ai uitat versurile. Nu le-am uitat. Am o poveste foarte frumoasă despre această casă părintească cu un domn care trebuia să se mute din localitatea lui din Moldova și să meargă în Banat, la Timișoara, cu firma lui să înceapă un nou job și vrea să-și ia părinții după el, părinții fiind bătrâni, într-un sat din Moldova. Și faza e foarte frumoasă. El s-a mutat acolo și a făcut tot posibilul să-i aducă pe părinți în Timișoara. Cum? Le-a spus, veniți, că aveți tot ce vă doriți. Nu, noi nu ne lăsăm casa noastră. Știi că persoanele vârstnice au această idee. Bunica, da, îmi sună pe mine să nu mă scoateți din casa mea până plec eu. Eu aici vreau să mor. Eu nu vreau să mă duc în altă parte a lumii sau într-un apartament între doi pereți. Pe mine mă lăsați în casa mea. Înțelegi? Casa era o casă din bârne, din lemn. Și i-a luat pe părinți și i-a dus într-o vacanță. 2 săptămâni. Și-a luat o firmă de construcție. Au demolat casa din bârne de la Moldova și-au adus și-au reconstruit casa în Timișoara.
și-a filmat acest moment pe care eu l-am acasă pe DVD, pentru că a venit la mine la spectacol domnul și mi-a dat DVD-ul și a zis, uite domnul Paul, ce face refrenul pe care l-ați cântat dumneavoastră. După ce am terminat casa cu bârnele puse cu tot, i-am adus pe ei mei direct la Timișoara și pe fundal cu muzica dumneavoastră i-am primit în ogradă, ca și cum au ajuns în Moldova. Sunt niște imagini unice pe care eu nu pot să le privesc. Dar se întâmplă și astfel de lucruri, ca oamenii să fie impresionați, în primul și în primul rând, de un cântec, ca să poată să-și îndeplinească un vis, acela de a-și aduce domnul părinții din Moldova în Timișoara. La aceeași casă cu bărne. Da, da. Ascultați-mă, surori, pe mine, și voi, frații mei, ce v-ați sfădit, îi păcat, nu-i drept, nu este bine să vinzi casa care te-a încălzit. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde tot ce este sfânt. Încă vin copii s-o colinde, nu știu că părinții nu mai sunt. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Între atâtea locuri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Dintre atâtea locuri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Și vor pune și ferestre noi, și trecând pe lângă ea vreodată, va privi ca la străini la noi. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Dintre atâtea locuri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Vom pleca și noi cândva din viață, și părinții sus ne-or întreba,
Ce mai face casa lor cea dragă? Cine are grijă asteia? Ce mai face casa lor cea dragă? Cine are grijă asteia? Bravo! 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 Eu nu te întreb acum, da, pe cine iubești sau, da, cum se numește ea. Nu, nu mă interesează. Da. E viața ta. Da. Dar spune-mi cum arată tipul ideal de parteneră pentru tine. Ce trebuie să facă ea? Te rog să-mi spui. Să facă sarmale. Și uite, nu. Sarmale. Bun. Sarmale. Să facă mămăligă. 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 Atât? Și mujdei. Uite că mujdei. Deci, partenera ideală este să facă, trebuie să facă mămăligă, sarmale și mujdei. Mai vrei în altceva? În primul rând să fie deșteaptă, nu? Ei, să fie deșteaptă. Asta e cel mai important. Această melodie? Deci, când cânt melodia asta... Care? Eu spun de fiecare dată, doamnelor și domnilor, piesa asta este a lui Fuego. Vă atrag atenția că dacă nu dansați, o să-i spun și e... E taifun pe voi, că vijelie nu e cună. E taifun pe voi. Te sărut femeia mână, nu? Bineînțeles! Da, bine. Acum, fără să fie, e o persoană din viața ta, da, apropiată, da, sau, da, depărtată, da, cărei femei i-ai dedicat piesa Sărut femeie mâna ta? Cărei femei? Acum, îmi spui. Tuturor femeilor care mă iubesc pe mine. Voi veniți la sala de spectacol. Pe voi, vouă vă dedic acest cântec, că de asta l-am interpretat. Deci am spus că are răspunsul la toate? Ți-am zis că are... Asta mă enervează pe Ina Paul. Doamne și domnilor! Sărut femeie mâna ta, sărut femeie ochii tăi, frumoasa și iubita mea, frumoasa și iubita mea, tu ești povestea dragostei. Sărut femeie mâna ta, sărut femeie ochii tăi, iubita și frumoasa mea, tu ești cântarea dragostei. Doamnelor și domnilor, până acum a fost parfum. De azi înainte, e dezastru. Cele câteva întrebări scurte. Hai să știi. Granada. Granada. Gata, gata, nu vă prostiți. Nu vă pierdeți în amănunte. Atenție, la aceste întrebări poți să răspunzi nu, da, da. Sau ceva de genul. Unu sau doi sau chiar să răspunzi: dragul meu, ăsta e adevărul. Începem. Paște sau Crăciun? Te cred că amândouă. Sunt simbolurile noastre, sunt tradițiile noastre. Îmi place și Paștele și Crăciunul. Răspuns politically corect. De-a lungul carierei tale, ai vândut mai multe casete sau mai multe CD-uri? Mai multe CD-uri. Am prins perioada de final a casetelor audio. Practic, Alpha Sound ne-a sos prima casetă audio cu 4 cântece. Și după care am trecut direct la CD. Nu s-a mai prea ascultat caseta. Da. Porc sau pește? Pește. Bun.
porcul e cam nociv pentru noi azi, dar pește. Aruncați porcul ăla. Da. Pregătisem un porc. Am mâncat oricum sarmalele din porc, dar să știți că aveau și vită înăuntru. Era un mixaj. Da, atenție, asta, da. Trecem la altă pasiune ta, da? Adrian Ghenie sau Ștefan Lucian? Întotdeauna Ștefan Lucian. Să nu uităm că Ștefan Lucian s-a născut pe un petec de pământ în județul Botoșan, unde-i născut tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, și unde s-au născut, dacă vreți, capetele culturii române. Enescu, Eminescu, Ștefan Lucian, Antipa. N-am să înțeleg niciodată cum a vrut divinitatea să lase pe un petec de pământ, nu știu, pe 50-60 de kilometri. Da, înțeleg. Acolo toate capetele culturii pentru noi. Asta e o chestie pe care tot timpul mă întreb lucrul acesta, da. Foc de tabără? Da. Pe plajă sau la munte? La munte, nu prea iubesc marea. Vorbesc serios. Da, pentru că iubesc marea iarna când împodobesc iubesc marea iarna când e înghețată. Cum e asta să mergi vara la mare și să te închizi într-o cameră, să te uiți la filme până seara când ai concert. Nu mă duc pe plajă, nu-mi place soarele. Apropo, vreau să te întreb o chestie, pentru că ai... Vara nu-mi place soarele. M-am înțeles, da. Am înțeles, o să... Da. Da, de mâine se schimbă vremea. Vreau să te întreb o chestie. Te rog. Mi-ai zis că în timpul pandemiei ai pictat... Da. Ai mai cântat tu ceva, dar... Și m-am uitat la filme, exact. Da. Zim un film care te-a marcat în perioada pandemiei. Păi multe, domn, dacă n-am văzut atâtea filme. Hai, două! Da, să mă gândesc. Adică, atenție, e foarte important, un film pe care îl voi povesti... Lista neagră. M-am uitat la tot serialul, că e cam lung. E lung, da. Dar mă uitam câte patru seriale pe seară până... Patru episoade, da, pe seară, mă culcam pe la 3 dimineața. Asta a durat foarte mult. Dar, în schimb, am văzut niște filme foarte bune, filme extraordinare. Tot acolo am văzut-o și pe Meryl Streep în Madame, cum cântă, zi, cum se cheamă filmul, cântă... Cu femeia care cântă în New York... cântă afon și cântă în toate felurile. Cum o cheamă? Madame. Da, cântăreața care cântă prost. Nu mai știu cum se cheamă filmul. Interesant, uite. Ce câini avem aici? Nu, e o pisică. A intrat o pisică. A cui e? A noastră. A, da? Da. Tu a cui ești, dragă? Tu știi pe Paul? Uite ce, du-te acolo și ne vedem mai târziu. Deci la noi aici intră toată lumea. Interesant. Pisi. Da. Da, stai, Meryl Streep în filmul muzical? Nu e Mamma Mia. Nu e Mamma Mia, nu. Dar nu mai știu cum se cheamă filmul. Uite, o scăpare formidabilă pe care o să o remediez în seara asta. Da. Brad artificial sau natural? Întotdeauna bradul natural. Nu, altfel nu simți că e Crăciun. Dom'le, dacă n-ai brad natural în casă... Că trebuie îngrijit, că mă rog, că tole, brad natural, să simți mirosul de brad în casă. Altceva nu, da. Da. Știi cum e aia? Pune-l pe fuego într-o cameră cu 10 brazi și dă-i un singur glob. Să-mi podobească brazii. Cum e asta? E interesantă, nu? Vrenciu. Trebuie să pregătesc fundele. Dar asta cum e, că toată lumea se naște din maimuță, doar fuego din măicuță. E faină, nu? E faină? Spusă de tine e și mai faină. Da. Aoleu, Dumnezeu. Da, apropo de chestia asta. Da. Dau înapoi, că acum mi se așează tot ce mi-ai spus orele astea. Te rog. Tu mi-ai spus că trebuie să te duci mai departe la actorie, să faci... Da. Nu. Ce nu? Nu. Tu mi-ai recitat niște versuri pe care un actor bun le poate reproduce foarte greu. Le-ai reprodus foarte ușor. Dincolo de memoria ta formidabilă, se pune la punct și, adică l-am întrevăzut clar... Actoricească, nu trebuie să spui. Acum trebuie să joci în filme. Uite cum. Eu am fost invitat anul ăsta să joc într-un film. Si. Colegii mei știu foarte bine că ne-am dus la film în team building. Așa. Da, mergem mai departe. Expoziție de pictură sau concert simfonic? Amândouă.
Amândouă, pentru că ador să mă duc să văd o expoziție de pictură a unui artist și îmi place să mă duc și la concertele simfonice. Le iubesc pe amândouă. Ei, la următoarea va trebui să alegi una. Da. Slănină cu ceapă sau creveți cu sos olandez? Niciodată creveți, nu mănânc fructe de mare. Fructe de mare sau asta? Da. Nu. Slănină cu ce ai zis? Ceapă. Cu smântână? Cu ce? Cu ceapă. Cu ceapă. Eu sunt cu smântâna ta de la Sarmale. Da, iartă-mă, o să... Slănină cu ceapă și cu brânză de burduf făcută la noi în Ardeal, mă. La Ciobani, la Oina. Turda, Turda, București sau Chișinău? Alege una. Păi nu știu dacă... Poți să zic că București, Chișinău. Da, da, da. Let's go. Da, da, let's go. Fiecare are o însemnătate aparte, dar trebuie să spun Turda, că acolo m-am născut și na, în final tot la Turda cred că mă voi retrage. Paul, iartă-mă, te rog, scuze-mă. Da, te rog. Noi avem voie să intervenim. Da, sigur. Da. Dar nu te gândești să faci o gară la Turda, dacă tot nu, să n-are Turda gară, măi, doamne. Să se investești într-o gară. Chiar oare de ce n-are Turda gară? Pentru că se probabil e considerată intermediară. Aha. Nu e linia magistrale? Nu merge, nu treci. Electrificată trece pe la Câmpia Turzii. Așa e, da. Așa e, da. Nu, de asta, da. Motivul e... Războieni, Câmpia Turzii, da. Ei vor să facă gara de cristal. Mm-hmm. Mai aveți de așteptat. Da. Mulțumim, Cristian, iată din nou. Din copșa mică. Așa. Atenție, acum, da. Îmi pare rău, dar așa. Da. Irina Login sau Maria Dragomiroiu? Trebuie să o aleg pe Irina, deși amândouă îmi sunt foarte dragi. Cu Maria am colaborat foarte puțin pe parte de duet. Și atunci, pentru că proiectul Mama și Fiul se bucură de succes de aproape 20 de ani, nu am cum să nu spun Irina Login. Este omul de la care am învățat foarte multe lucruri elementare pentru un artist. Cu doamna Irina Login am cântat peste tot în lumea mare. Am cântat inclusiv într-o cambuză, știi ce e în Ardeal cambuză? Un fel de tractor cu o chestie de asta care trage grâu după el, cu toate astea, cu porumb, cu... În cambuză am cântat noi odată. Deci am cântat unde vrei și unde nu vrei. Am cântat în America pe mari scene, am cântat în Europa, am cântat în cel mai mic cătun sat din Republica Moldova. Am, cum să spun eu, o iubesc foarte mult pe doamna Login. Și la vârsta ei, să-i dea Dumnezeu sănătate, încă face tot parcul Herăstrău în fiecare seară. Pe bune! Cât e 7-8 kilometri pe jos. Nu ar putea rezista altfel. Dar acum, dacă ai găsi o soluție, da, de compoziție, da, ați face o nouă piesă împreună? Crezi că ar fi de... ce nu, doamne? Eu cred că aș... Măi, numai ce s-a întâmplat până acum, da, vă recomandă să faceți, da, acest lucru. Da, da, să știi că noi în timpul acesta mai scos câte un proiect nou, câte o piesă nouă. Mai venea la mine la emisiune, mai cântam ceva împreună. Adică tot timpul și încă lumea ne cheamă. Anul acesta am avut foarte multe cântări cu doamna Irina. Da? Ultimul eveniment a fost la Constanța, la Casa de Cultură. De curând. Adică ne cheamă lumea împreună. Aveți și e onoare să fiu alături de ea. Aveți nevoie de un prezentator? Nu. Nu, dădeam telefonul Dan Negru. Ești culmea. Așa. Da. Fii atentă. Fii atent aici. Da. TVR sau Familia Favorit? Amândouă, pentru că eu am început la Familia Favorit alături de prietena asta mea, Valentina Herța, și familia ei, emisiunea ei. Eu încă prezint la Familia Favorit? Dar cum? Încă prezint, odată la două săptămâni. Dar la TVR a fost o șansă a mea. Le mulțumesc pentru că m-au acceptat să fac tot ceea ce îmi doresc eu și gândurile mele au fost spuse în platou acolo și tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă că îmi doresc eu așa și numai cum vreau eu, da, că te știu și pe tine, trebuie să fie cum vrei tu, da, ca să fie totul ca la carte. Și uite că reușim de nouă sezoane să fim împreună și toată echipa întreagă, peste 50 de oameni ai TVR-ului, lucrează la emisiunea mea și
văd că sunt audiențe, oamenii vin către TVR2 și asta mă bucură enorm. Este o emisiune care e făcută din pasiune și e o emisiune la care ai văzut că eu cânt în duet cu mai toți da, artiștii. Da, 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 totul. Îmi place chestia asta pentru că vin artiști din zone diferite. Nu cânt doar muzică ușoară, cânt și opere, operetă, muzică clasică, muzică populară. Adică ai posibilitatea să experimentezi diferite stiluri de muzică și lucrul acesta este senzațional pentru un artist în ascensiune. Și ultima întrebare. Te rog. Ai fi preferat să nu existe niciodată da. Parodia vis-a-vis de tine sau ești ok cu prezența ei în viața ta? Sunt ok cu prezența ei în viața mea și parodia și are rolul său. Spun asta pentru că și datorită acestui lucru, admiratori de mei din tânăra generație au venit în sala de spectacol. Unii au intrat doar de curiozitate după ce s-au făcut toate miștourile, de exemplu, cu Bendeac, dacă vorbeam despre Bendeac. A avut și parodia aceea făcută de Bendeac rolul său. Eu nu pot să mă supăr. Ba din contră, după ce m-a parodiat Bendeac, mi-a dat un telefon, făcea un alt stil de emisiune la antenă. A, și ai fost acolo invitat. Stai, făcea un alt stil de emisiune la antenă și m-a sunat și mi-a spus așa, Paul, sunt Mihai Bendeac, uite, vreau să te invit să cânți un alt stil de muzică, un stil pe care tu nu l-ai cântat, adică rock, da? El neștiind că eu în tinerețe cântam rock, mă îmbrăcam în haine de piele, nu știu ce, îmi puneam bandane de alea, cum se purtau pe vremuri, că eram noi copii. Și am cântat piesa formației Cargo. Dacă ploaia, da, da. Și a fost impresionat, a fost un moment foarte fain ăla. Mi-am adus chitaristul din trupă și am cântat împreună și lumea a putut să vadă că eu pot să cânt și un alt gen de muzică. Dar toate lucrurile acestea își au rostul și rolul lor. Cel mai important e, spun eu acum că vorbeai de parodii, de la Brad și Măicuță și ce vrei tu, faceți-le cu simț de răspundere. Faceți-le decent. Mai avem multă apă pe Arieș. Până le-o face decent și cu simț de răspundere. Pentru că orice pe lumea aceasta trebuie făcut cu bun simț. Și profesia noastră trebuie făcută cu decență. Uite, fraților, cu modestie spun acum. Pe spectacole de pe litoral, în fiecare an e cineva în trend. În fiecare an e cineva în trend cu o piesă comercială care e în trend, unele foarte interesante și foarte frumoase, chiar îmi face plăcere să le ascult. De exemplu, Connector a fost într-un an cap de afiș cu Iovara Nudor. Mm-hmm. Super, băi, făcea un succes nebun. Și îl spuneam la Bebe anul ăsta, zic, măi, Bebe, de 25 de ani. Producătorul. Da, bă, cel care organizează. Da. Zic, mă, Bebe, de 25 de ani, tăti, eu, Mirabela și Maria Dragomiru, suntem pe afiș. Noi încă suntem pe afiș. Ce-am vrut să-ți spun cu asta? Am vrut să-ți spun că e foarte important cum te menții în ani. Urci, urci până la un moment dat. Profesia asta, tu poți să ajungi în profesia asta foarte mare, foarte iubit. Dar cel mai important în profesia noastră este cum te menții. Ce faci ca să rămâi acolo tot timpul, mereu în vizorul oamenilor. Cum te comporți, cum evoluezi, cum dai replicile în fața unor oameni, cum vorbești, cât de respectuos ești, cât de galant ești când te prezinți undeva, cum apari și te prezinți undeva. Toate aceste mici secrete, să le zic așa, stau la baza formării carierei unui artist. Și eu cred că dacă de atâția ani oamenii mă aud în fiecare an, că e iarnă, că e Crăciun, că e primăvară, și eu încă sunt în inimile unor oameni care mă iubesc, pentru asta le mulțumesc, că nu poate să mă iubească toată lumea. Asta ar însemna să fiu un Dumnezeu și pe Dumnezeu îl ulesc atâta. Nu-mi doresc să fiu iubit de toată lumea. Îmi doresc să fiu iubit și înțeles de cei care se potrivesc pe mesajele cântecelor mele. Și slavă Domnului, umplu sala Palatului de niște ani. Asta înseamnă că acești oameni care vin să cumpere bilet la mine la sală,
împărtășesc același drag de artă cu mine. Pentru că tu ai zis în versurile tale de foarte multe ori despre cozonaci. Așa. Eu cred că niște cozonaci. Că nu știi că mi-a dus un cozonac. Eu cred că acum, uite cum ți-ai dorit, mi-ai cerut la început. Masa este plină? Sigur că este plină. Aceștia sunt cozonacii. Mulțumesc, draga mea, ești formidabilă. Dar tu ești o bucătăreasă desăvârșită. Da. Hai, să știi, gata. Să știi că eu te-am apreciat. Cum duci tu tava, n-o duce nimeni. Îți mulțumesc. Bă, vreau să te întreb un singur, mă rog. Te mai întreb un lucru. Da. Și iartă-mă că te-am ținut. Cât a trecut, o oră? Cum o oră? Glumeam. Da. M-a bătut gândul să, da, să încerc și eu o asemenea experiență. Dar de ce nu încerci? Spune-mi. Ai ce scrie. Înseamnă confesiunile astea pentru tine? Înseamnă foarte mult. Sunt niște ani în care am scris, am adunat gândurile mele și le-am pus într-o carte. Am făcut lucrul acesta cu Book Zone România pentru... De ce? Putem să scot cu oricare editură. Mm. Aici e o echipă de tineri. Tineri, extraordinar de frumoși la suflet toți. Feche și băieți muncesc pentru fiecare carte, de la grafică, format, design, totul făcut profesional, și știi ce fac ei? Se implică. Și peste tot în online se găsește produsul Book Zone. Ei au săptămânal câte o lansare de carte. Ar trebui să scrii și tu. Nu trebuie să-ți poza cu mine. Poza cu tine nu e, pentru că ne-am întâlnit o singură dată la Sala Palatului. Ți-am spus că în carte scriu despre oamenii care, la brațul cărora am stat. Eu am cântat cu tine o dată pe scenă în viața asta și de fiecare dată în spectacolele mele. Iar eu am pus-o pe fiimea să stea toată noaptea cu extra nucă? Așa e. Auzi? Voi ați văzut chestia asta cu cozona cu smântână? E formidabil. La graș. Da, acum nu ții niciun regim, nu? Nu știu, v-ați întors, v-ați coalizat toți împotriva mea. Acum, care e colinda ta preferată de Crăciun? Din repertoriul meu sau altora? Din repertoriul universal. Acum, vreau să vă spun un lucru. Nu există colindător mai bun ca Hrușcă. Bun. Interesant. De ce zici asta? Pentru că el aduce din țara de sus, din Maramureș, colindul autentic, colindul nostru tradițional. Eu nu cânt colinde, eu cânt cântecele mele de Crăciun. Eu n-am cântat colinde niciodată. Ha, că mai spicuit așa dintr-o deschide ușa creștine, o ce veste minunată. Dar colindul tradițional e adus de Ștefan. Ștefan este colindătorul care merită să fie ascultat în perioada sărbătorilor cu colinde de Crăciun. Zi-mă pe el îl ascult și eu. Zi-mă o colindă, o de a lui Ștefan. O colindă de a lui Ștefan. Sper că o știți. Noi, în timp ce colindați voi, acum rege Paul colinda, noi ne ridicăm și punem astea două funde, în pom. Da. Și voi ne colindați pe noi, ca așa în decembrie. Se dau bani la colinde? Păi am aici cozonac. În mănăștu... Dar nu suntem, suntem în Băneasa, la Academie. Ce vrei să... Hai? Cozonac. De... Da. Așa fac și eu. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim din nou la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Noi la viflaim am fost, noi la viflaim am fost, unde s-o născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și-am văzut și
piața, mamă, și-am văzut și piața, mamă, pe care Maria o cheamă. La mulți ani, mulți ani cu bine, cum umbla din casă în casă, cum umbla din casă în casă, ca pe fiul ei să-l nască. La mulți ani, mulți ani cu bine, umbla-n sus și umbla-n jos, umbla-n sus și umbla-n jos, ca să-l nască pe Hristos. La mulți ani, mulți ani cu bine, umbla-n jos și umbla-n sus, umbla-n jos și umbla-n sus, ca să-l nască pe Iisus. La mulți ani, mulți ani cu bine. Îngerii cu flori în mână, îngerii cu flori în mână, îmi plătesc mândră cunună. La mulți ani, mulți ani cu bine, pe cunună-i scris frumos, pe cunună-i scris frumos, astăzi s-a născut Hristos. La mulți ani, mulți ani cu bine, la mulți ani, mulți ani cu bine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Haideți să... Dragii mei, să aveți cel mai frumos decembrie din viața noastră, voastră. De ani, să fiți fericiți, să aveți sărbători frumoase și nu uitați să împodobiți toți brazii din România. Vă iubesc! I love you too! Atenție pe unde trece Paul. O să vedeți, să-l îmbrățișați, să-i duceți și pentru prima dată să-i duceți cozonaci. O floare și un cozonac. Vă aștept întotdeauna de Crăciun. Stai cu mine de Crăciun, se cheamă turneu. Vă aștept cu drag la sala de spectacol. Abia așteptăm să fim împreună. Îți mulțumesc enorm de mult că ai venit. Mulțumesc, Horia, m-am simțit foarte bine. Nu știu cât timp a trecut. Nici eu nu știu, că timpul nu a existat între noi. Nu există așa ceva și mă bucur pentru emoțiile pe care mi le-a dat astăzi. Îți mulțumesc. Și cu siguranță nu sunt singurul care a avut emoții astăzi. Mulțumesc. Lucru simple sunt de ajuns. Îmi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa, așa. Îmi dai mie cântecul ăsta să-l cânt. De-acum înainte. Multe motive.
păstra, voi păstra ce am vastru. Și tu, eu și tu. Oh yeah. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta. Așa cum ești, dacă mă cer și când mă ier și speranța, că nu te vei schimba, dragul meu, Paul. Nu caut mistere să le ai scris frumos. Să te iubească toate. Mai lângă brad. Dublu brad. Acesta este un dublu brad. Noi ca brazii. Să